Păi, în primul rând, aș vrea să spun că emisiunea asta o să se transmită și, adică, o să fie găsibilă și pe YouTube pe, pe 13 TV. o simplă căutare de Silviu Munteanu sau YouTube 13 TV. Ar fi bine să mă hrănesc cu oarește subscriber pentru că mă hrănesc cu asta. Mulțumesc de înțelegere. Ilana Bursan, mulțumesc că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Eu sunt puțin fascinat de toate activitățile tale și mă întreb când Dumnezeu mai ai timp să dormi, pentru că faci Dog Station, pentru că o să fii la festival, un festival de fotografie, pentru că urmează zilele filmului palestinian, pentru că îți iei câte o oră sau o oră jumate să te uiți la filme și mai și scrii despre ele. Când Dumnezeu ai timp să le faci pe toate? venit așa, încet, pas cu pas și s-au adunat grămadă și și nu... Cred că mă descurc. Până acum m-am descurcat, adică am, am încercat să le fac cât mai profi cu putință și să nu dau gherle și să nu greșesc și să nu... Îmi asta cu scrisul despre film, am, am lăsat-o un pic mai moale după 10 ani de scris m-am plictisit un pic și m-am plictisit nu doar pentru că eu nu mai găsesc, nu știu, vocea bună sau... dar nu am dialog. Adică e perioada asta în care printul eu am învățat să scriu și să public pe print, e și vârsta poate, dar nu numai asta. Nu-i nu mai găsesc relevanță. Toată lumea știe cum e cu fotbalul și cu filmul și atunci, nu știu, mi se pare că nu mai găsesc locul. Pe de altă parte, apropo de scris de film și de făcut și altceva decât ce ai amintit, m-am îndreptat un pic către zona asta mai academică sau, mă rog, primii pași, că -am, nu sunt destul de profin în, mă rog, în această arie, să zic, de a scris despre cineva despre cinema la nivel academic, dar mă interesează mai mult acum poate e vârsta, habar n-am, să aprofundez un pic, adică să studiez cinemaul și din alte puncte de vedere, nu doar review-uri de asta de întâmpinare sau cronici după, după, filme și să cumva să îndemn oamenii să se ducă la filme sau să evite anumite filme. Hai să vorbim un pic de Dog Station, pentru că a fost un succes și pentru că este un proiect care întotdeauna dacă l-ai fi explicat cuiva, cred că acum 10 ani spunea că n-ai nicio șansă să-l faci și că nu o să vină nimeni și că lumea nu are interes pentru așa ceva. Ei bine, uite că... Da, evident că asta a fost temerea noastră principală, faptul că sunt două nișe cumva, adică suntem festival de documentare, oricum, Documentarul este cât de cât, să zic așa, în ultimii 10 ani în România, probabil și din cauza producției de documentar în general, care a crescut foarte mult, și odată cu producția au crescut și numărul de spectatori, numărul de festivaluri în general. Dar pentru România, să spun că suntem așa, documentarul nu e foarte bine înțeles sau în fine a rămas cu cârligul ăsta de propagandă pe care l-a avut ani de zile, zeci de ani de zile prin televiziunea de stat și cumva documentarul a rămas în, în schema asta că, domnule, ce-mi dai tu prin documentar este cumva manipulare, e propagandă, e comandă, e ceva. Și atunci, să zic, publicul românesc a fost, sau român a fost un pic la distanță, după care au început să fie o grămadă de festivaluri de documentare în București, și în țară, cum e Astra la Sibiu sau One World la București, care cumva au educat publicul. Nu vreau să par așa un pic arogantă chestia asta cu educație, dar asta facem, ne educăm cât trăim, sau așa ar trebui să facem. Și a fost un mare avantaj să crească publicul prin aceste festivaluri. Deci, nu numai că avem documentar de deci ce, nu avem ficțiune, nu avem Hollywood, nu avem buget, nu avem uh, mainstream, dar mai este și nișa nișelor, filme uh, documentare despre muzică, muzicieni, curente și așa mai departe. Deci mai se mult sau mai puțin se îngustează și mai, puțin, și mai mult, uh, mă rog șansele să ajungem la un public uh, numeros. Dar um, anul ăsta am făcut a patra ediție. Am observat că. Dar nu e puțin lucru. Nu i puțin lucru, nu vreau să ne ridicăm noi statui acum, dar am văzut că de la an la an crește numărul de oameni care, pe de-o parte, ajunge la informația că există un astfel de festival. Pentru că mulți am aflat după ce s-a terminat, să zicem, prima ediție sau a doua ediție, păi n-am știut. Asta e. Probabil că e și era și vina noastră, dar e foarte greu să promovezi o astfel de nișă. Deci au crescut numărul oamenilor care au aflat de festival și numărul oamenilor care au venit la festival. Poți să-mi faci o medie de vârstă? Um, cred că sunt între 22-23 de ani și 60 de ani. Pentru că am avut în fiecare ediție filme despre foarte multe, fie trupe, fie curente, care acum nu-și mai regăsesc, să zicem, decât prin, fie prin nostalgici o piață, fie printr-o recuperare, așa, nu știu, după 30 de ani, după 40 de ani, recuperez un punk, de pildă, sau prin ce a, 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 a să zicem, a creat punk și post punk și așa mai departe, îi atragi pe oameni cu poveștile despre punk. Anul trecut am avut ediție punk și au fost foarte multe filme dedicate acestui gen și, mă rog, subgenuri și așa mai departe. L-am avut, de exemplu, pe Don Letz anul trecut, Don Letz care e producător și a fost cumva omul care a stat în jurul formației The Clash. i a biografizat, i a filmat în continuu și are și filme pe care le-am și arătat două dintre ele despre The Clash. Omul a venit, a povestit, a readus practic în memorie o perioadă pe care el a, a documentat-o, să zic așa. Cred că este o muncă titanică acolo, știi, eu am început cumva să strâng din nas de câte ori mai văd că apare când un documentar despre bowie. Până ajung să mă uit la... Adică mi se par... bă, sunt prea multe. Perioada primii 5 ani, următorii 5 ani și așa mai departe. Pe păi de-o parte, în momentul în care ajung să mă uit la ele și văd câte imagini de arhivă au cât footage este acolo și ce, știu foarte bine ce muncă titanică este în spate. Să le iei, să le grupezi, să faci, să construiești poveștile și așa mai departe. Wow! Au fost multe și mai sunt. Probabil că o să vor mai veni despre Bowie. Ediția a doua, cred că a fost dedicată lui Bowie pentru că tot era anul în care a murise și ne-am gândit, nu numai pentru că murise, pentru că tot mor <laughs> De an de muzicieni, nu doar din, din motivul ăsta, dar pentru că am găsit foarte multe filme, cum spuneai, despre Bowie, care erau fie în producție în momentul în care el a murit, fie uh, erau foarte proaspăt ieșite pe piață. Uh, și exact din același motiv, sunt de fapt două motive. Unul este cel pe care l-ai amintit, faptul că regăsești o grămadă de arhivă la care n-ai avut acces până, până atunci până la film. Și chiar și informații de care habar Și mai -am. e ceva. Nu ne putem raporta doar la noi. Noi, și mă refer că noi suntem de aceeași, cam de aceeași vârstă și mai știm despre el. Dar de pildă fimea care are 18 ani sau, mă rog, oamenii, foarte, oamenii tii, foarte tineri, nu, nu știu de el atât de, cu, atât de multe amănunte și nici măcar muzica lui și etapele prin care a trecut și transformările pe care le-a tot inițiat și influențele pe care le-a avut de la film, nu zic de muzică, film, modă, film, fel, uh, da. tot felul de mode. Uh, și am zis că trebuie să ieșim un pic din capul nostru în ideea că Bowie ar putea să fie supra-saturată piața de Bowie după ce a murit. O să ne gândim la ăștia mici care vin după noi și s-ar putea să zică Bowie, cine e Bowie? Și noi să zicem, băi, n-am făcut nimic ca lumea să știe cine e Bowie. Nu am înțeles cumva. Știi, întotdeauna sau, mă rog, în ultima vreme am început să mă gândesc dacă un muzician scrie o piesă, iar piesa aia, să spunem, este parte din, din, din povestea, hai să zicem, unui cuplu de amor. Dau un exemplu. Cred că ar trebui să știe treaba asta, cred că l-ar responsabiliza mai mult un pic pe, 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 pe muzicianul cu pricina în ceea ce. Privește, ok, opera sa. Cred că așa ar trebui să stea treburile și la filme. E foarte greu să fii conștient de propria persoană și de propria biografie, secundă de secundă, să te gândești că după tine cineva, mă rog, sigur la o staruri, dar e foarte greu să, să te gândești sau să fii conștient că toată viața ta este uh, documentată cumva și că orice mișcare faci poate fi interpretată în fel și chip montată ulterior într-un film în fel și chip și că s-ar putea acest, acest, film să nu fie un omagiu adus ție sau să nu fie o privire obiectivă asupra vieții tale, ci să fie de fapt o denigrare. E foarte complicat să... Cât facem noi în viața reală chestia asta, așa, să fim foarte luciți de pasul pe care îl facem și toate consecințele pe care le au deciziile noastre. Da, nu știu tu e... propuneam și o utopie <laughs> ca artist, da. Nu te vezi. E complicat. Dar sunt, de pildă, dacă e să mă gândesc la niște biografii de asta curate, sau nu știu cum să zic, mai nu neapărat romanțate, am avut în deschiderea de la... Deschiderea de anul ăsta, a, a, facem în fiecare an o avam premieră, cam cu o lună înainte de festival. aducem, mă rog, un film și oamenii vin, înțeleg că urmează festivalul și spunem două vorbe despre ce o să fie. Anul ăsta am avut Sting. Uh, și o, un, a fost un film foarte. un portret de fapt, care poate să fie văzut ca o mică propagandă pentru acest uh, artist. Adică pe lângă etapele lui muzicale și de viață și um, um, episoadele astea de activism, de tot, toate uh, lorile de poziție legate de politică și așa mai departe pentru unii era o informație nouă, pentru alții era o informație cunoscută dar adunată, de dau așa un portret foarte, să zicem foarte senin a personajului și n-aveai frânturi foarte multe în biografie cum de fapt nici el nu are atât de multe, adică nici măcar de pe vremea lui Polis n-aș zice că e un personaj controversat cum, nu știu, cum ar fi să zice Michael Jackson sau alții în fine sunt mulți. Da, Alții. cumva mă mai îmbarcă Adică depinde de om. Am, <laughs> mai văzut, de om. Am, văzut, am văzut filmul cu Swans, da. The Body Ends. Am văzut că ți-a plăcut. Și Mie ai, mi se a, pare... Ai, ai, ai făcut un post public, ăsta a fost filmul meu preferat de la... Uh, da, după ce s-a terminat festivalul, am putut să spun că ăsta e filmul preferat este, pentru că mie îmi place foarte mult Swans în, în toate variantele Swans, de la mă rog, gălăgia, post-industrialul pe care nimeni nu l înțelegea. Bine, posibil ca dacă aș fi ascultat la vremea respectivă să fi fost trăit cumva în perioada aia, nu îmi dau seama dacă... Eram unul dintre fanii Swans. Dar așa eu l-am recuperat din. am început invers, adică am luat-o cu ultimii ani și m-am tot dus în biograf, mă rog, în cariera lor, până când am ajuns la zgomote și furii și așa mai departe, și răcnânte și șamanisme și așa mai departe. Dar eu un personaj dincolo, pentru mine, e un personaj dincolo de muzică, adică face mai mult decât face muzică. E foarte important. cred că sunt două chestii aici. Unul, am senzația că uh, Michael Gira este un muzician care, în multe etape ale vieții lui sau ale carierei muzicale, a venit un pic înainte de vreme. Adică nu a fost momentul, dar l-au recuperat după aia și au văzut că era, de fapt, un fel de mic vizionar, să zic așa. Și, pe de altă parte... Uh, N-are cum prin, mă rog, din ce am văzut în filmul ăsta și ce am mai, mai știu despre el, nu poți să nu te duci dincolo de muzica pe care o face, pentru că acolo e o spiritualitate foarte specială a acestui om. Pe care o sigur că o transpune în muzică și trece de scenă și ajunge la tine și te transformă și pe tine. În, în fine, în vari chipuri. Dar e dincolo de muzică acest individ. În paralel, siguranță. în uitându-mă și la filmul ăsta, ceea ce bănuiam, este un individ pe care îți vine să-l iei la palme. Este complet. Dacă lucrezi cu el. Este complet sărită pe fix. Evident, fine, trebuie niște. să fi fost foarte greu. Și cum ai văzut în film, uh, sunt foarte mulți care, pe lângă faptul că încep cu ideea asta că au fost alături de el tot timpul, la un moment dat au trebuit, au trebuit să părăsească barca, a da, gira pentru că nu oameni. se putea, nu se mai putea înțelege. Asta e. I-a făcut femeia Gerbu a făcut, femeie, alea, i -a, i -a făcut da. viața unia, Dumnezeule mare. Și da. faptul că și-a asumat, că uite, da, vezi da, da, cei de ce ziceai, să-și să, să asume, să pună discuțiile pe care ea le-a înregistrat când erau certuri între ei îngrozitoare și meschine până la urmă, dar pe fond de consum de droguri și de alcool, uh, să le pună în muzici și să le pună în albume, mi se pare o asumare... Din partea lui, acum, sigur că săraca femeie, la vremea respectivă, nu prea a avut de, de ales. Și ei s-a părut că, da, e onest să facem asta. Acum, na. Deci tu zici că asta a fost, din punct de vedere al realizării și al portretului, lasă pasionata pentru Soans unul din cele mai bine realizate mm, documentare. A mai fost unul cu alt... Ăsta este făcut în stilul clasic, adică ai personaje care l-au cunoscut pe Gira și povestesc, ai talking heads cu ei, așa, ai foarte multă arhivă, dar, de exemplu, documentarul despre Michael Hutchins de la Excess într-un fel e făcut mai bine, în sensul că aceste vocile care aduc mărturie despre viața lui nu se văd, doar se aud și ai vocile pe imagini de arhivă. Adică toate personajele de la, în fine, mai știu cum o cheamă acum, pie, pie, îmi aduc aminte. În fine, personaje foarte apropiate povestesc fără să fie văzute. El el e personajul central, 100% îl vezi pe el în variante de arhivă sau de concert sau de interviu sau de. dar nu îi nu vezi pe ei și asta e bine. Adică, cumva exclude această aură a personajelor din, din din, care au gravitat în jurul lui Hutchins acum, după. 20 de ani spunând cum era el și îmbătrâniți unii, în fine, le auzi vocile și e, e, după mine cred că e mai bine făcut ăla dacă e să o iau așa. Revenind la Lebădoi, trebuie să spunem că Michael Gira, da? O să vină peste câteva zile, să O să fie în control la, pe 25 octombrie în concert Michael Gira și o să fie și proiecția acestui film pe care l-am avut în... o să fie cântare. O să fie cântare cu el și film înainte. Și după aia a doua zi o să fie la Cluj. Uh, o să încercăm să facem anul ăsta, noi ne propusesem așa să facem o ediție pilot de tot așa două, două zile la Cluj, dar nu ne-a ieșit din cauza bugetelor care, în fine, nu vreau să discut sau poate discutăm, habar n-am de cum poți să faci festival uh, în fine, cu puțin bani și, în fine, discuțiile asta despre bani întotdeauna mă deprimă, dar asta e, trebuie să n-ai altfel cum. N-am reușit să facem această ediție Cluj cu mai, cu mai, multe zile, dar vom avea acest pilot în a doua zi, după, imediat după București, pe 26 octombrie, o să fie tot așa, proiecția filmului cu Swans și cântare după aia Michael Gira la Cinema Arta. Am mai văzut filmul cu PJ Harvey, impecabil realizat și bineînțeles că n-ai na, cum să nu fi pasionat de, de muzichia ei, dar e ceva ce nu mi-a plăcut în primele 10 minute. Măi, să te duci în locurile alea cumplite de pe planetă unde oamenii trăiesc cum trăiesc, păi și să fii tu cu artisticărea ta, adică care a fost propunerea de fapt? Am fost așa, ok, vrei să atragi atenția asupra unei situații da, pe care o știm cu toții și... Mi s-a părut, un demers destul de inutil cap coadă. Deci faptul că noi vedem imagini cu ea imagine. în Kabul, în Kosovo, în toate spațiile astea Washington, la periferia Washingtonului și așa mai departe, adică a, faptul că vezi pe unde trece ea, asta te-a deranjat? E, da. Da, pur și simplu mi, mi s-a mm. părut că să, să vii tu cu propunerile tale de, de, de artist în niște zone care... Păi, cred că oamenii aveau de fapt cu tot, nevoie de cu totul altceva acolo, Dar, Ok. Uh, hai să spun un pic, există o poveste acestui documentar următoarea. Ea, împreună cu Simas Murphy, care e un fotograf destul de celebru, cel care a și regizat acest film, ei s-au dus inițial nu să facă un film, S-au dus fiecare să, el să facă fotografii în locurile, în locurile respective, ea să culeagă muzică și un pic să intre în atmosfera locurilor astea, sora odioase, cu ideea că vor face, ea va face un album. Uh, film a venit un pic după aia, adică ei au filmat și au documentat, pentru că nu sunt. Sunt câteva. Sau mă rog, e jumate, jumate filmul, ai imagini din locurile despre care aminteam, și jumătate experimentul și înregistrarea uh, albumului. Cam așa, cam așa uh -huh, arată filmul. Uh -huh. uh, ai locul de unde vine inspirația sau, în fine, de unde i vin. Uh, și interacțiunea cu muzicinea nu e. nu mi s-a părut. Uh, inutilă să spun, că cumva se regăsește în acest album. Eu, pe, de, pe de altă parte înțeleg unde, ce îmi zici tu, la ce e bun, totuși ea, dar ea nu s să cânte acolo. Adică i ar fi fost îngrozitor de patetic sau jalnic să se ducă, să, să le cânte oamenilor. Ea nu s-a să cânte, s-a să, să culeagă vorbe, fețe, atmosferă și să înțeleagă poate să înțeleagă ceva împreună cu acest fotograf și apoi a venit ideea acestui album. Și a doua, de fapt, a doua idee care a intervenit în uh, documentar este că în cele 5 cin săptămâni cât s-a atras albumul ăsta și s-a făcut, au avut acces uh, oamenii, uh, mă rog, prin niște, uh, ai văzut, prin niște uh, pereți de sticlă să vadă fanii ei cum, uh, cum se face un uh, album. Ceea ce, mă rog, nu e... Sigur că e E propagandă, este o publicitate, da, asta, este. Asta, este. Da, e. Asta fain e să vii să mea. vezi 20 de minute, o oră, să vezi cum scârție toate instrumentele și este ceva, pun la bun, rău, în fine. Albumul nu este cea mai mare realizare a ei, sunt două, trei piese care să zic că sunt. Da, e. Da, e un... Alăturarea asta între muzician și fotograf mi s-a părut interesantă. Și l-am mai văzut pe, pe cel cu disco italiano. Vai, deci am riscul lacrimi. Plus că a, a, acum, la, la etatea mea, ca să zic așa, am început să apreciez mult mai mult ABA și buniem. Păi și când le-am văzut acolo și am văzut cum se trăgeau biturile alea disco cu toba mare și nu știu. Pur și simplu îmi imaginam că să lucrurile stau cu totul altfel și în niciun caz atât de analog, de fapt. Da, chiar că analog, dar apropo de ABA și toți ăștia. Pentru mine, ediția asta tot așa a ajuns să fie disco, pentru că am am, am găsit foarte multe producții noi legate de disco, că e vorba de Eurodisco, că e Italo Disco, High Energy, această revitalizare a disco-ului, acum, în fine, tot felul de disco-uri. Am zis, hai să facem ediția asta care să fie, să graviteze în jurul... Și am găsit și... Am găsit, în fine, am văzut că există acest... Documentar despre Studio 54, care, în fine, pentru epoca 70-80, în Manhattan, e un studio care. un studio, un club, de fapt, așa. Care a rezistat doar câteva luni. Mă rog, câteva, 33 de luni a rezistat, adică 2 ani și ceva. Dar ce s-a întâmplat acolo. sau, mă rog, e o istorie foarte complicată și controversată, adică, de la muzicieni și tot ce înseamnă industrie muzicală, industrie de film servicii secrete, poliție, FBI, de, copile de toate soiurile, droguri și așa mai departe, acolo totul era, s-a concentrat pe, în acest club. N-am văzut filmul. Are, foarte are multe are imagini de, de arhivă. Da, da, e foarte, este plin de imagini de arhivă, dincolo de fotografii pe care le mai găsim pe net. pe internet găsim fotografii, dar sunt și filmări. Și povești, adică sunt poveștile celor doi care au făcut acest club cu gloria și decăderea lor pentru că asta n-a anunțat ceva bun sunt, acest club. Sunt doi părinți, doi părinți, Da, parcă parcă așa știam că este o poveste a doi părinți care aveau copii acasă și când se duceau copiii la culcare ei se duceau în club. Nu știu. Nu de este acest povestea lucru. lor, ok? Înseamnă no. că este o poveste paralelă care merge nu, cu același nu 54. E posibil, dar nu nu știu asta. Nu, sunt doi domni mm. respectabili okay, okay. care au făcut. Uh, da, uh, apropo de disco, ce ziceam mai devreme. Și de aba, eu așa am crescut cu aba, boniem și foarte multe. Deci eu am, cred că nu știam altceva la 10, 11, 12 ani. Eu când eram mic, credeam că aceste două formații există în afara României plus artiștii români. Eram absolut convins de asta. <laughs> eu ascultam la, na, că ca altceva n-aveam, ba nu, mai exista și magnetofonul, dar nu mă puteam, nu mă lăsau cu benzile să nu le stric și atunci umblam la casete. Maiac sau caștani? Cred că, nu, era Philips. Ah, okay. Scuza-mă. Era Philips, nu știu de unde și cum, în fine. Uh, foarte simpatic era, dar nu aveam acces decât foarte târziu și eu cu asta am crescut, dar acum, dacă e să mă întreb, eu nu sunt. Eu m-am uitat la toate filmele astea, nu sunt mare fană de. Adică nu, nu mai înțeleg ce înțelegeam odată. Adică e o etapă pe care am mars-o, să zic așa. S-a dus, e consumată, dar și n-am nici nostalgie de pildă. Dacă... Nu ai ceea ce se numește memoria afectivă, dacă te, te, te ai auzit, nu știu. Mie mi îmi place foarte mult, băiatul ăla din ABA a reușit extraordinar foarte de bine să ia niște teme din jazz da. și să le facă disco. Adică, wow, ce, ce performanță. Au fost foarte, au, au avut niște intuiții foarte bune și erau foarte buni, erau muzicieni buni de fapt, asta era și au, au avut niște intuiții bune. De fapt, cred că asta și-a funcționat foarte bine. Eu nu-mi dau seama dacă noi am fi avut acces de pildă la muzi, la toată muzica din lume, să zicem la când aveam noi 10-12-13 ani până în Revoluție. Cum am fi privit acest gen și aceste formații? Habar n-am dacă mai aruncam vreo privire sau eram foarte aroganți față de disco-ul ăsta. Ce mă miră pe mine și nu înțeleg este această revenirea revenire a discoului. dar nu-l înțeleg pentru că eu nu sunt foarte apropiată de. sau în fine, nu sunt mare consumat, nu sunt deloc consumatoare de disco decât așa, la că dansez, sau în fine. Măi, dar... sunt tot de chestii care se, se, repetă până să apară ceva nou, bănuiesc că este un... Și cred că cumva, așa, istoric s-a mai întâmplat. Întotdeauna, la un moment dat, trebuie să se repete niște lucruri ca să inventeze ceva nou. Este o cred că muzical vorbim chiar și la rock and roll, suntem în fix în aceeași da. perioadă. Da. Mă gândeam, mă uitam la adică ziceai de italo disco și uh, sunt acolo tot felul de fețe care acum asigur, sunt bătrâne, sunt uh, unii nu mai sunt uh, și încă țin uh, au concerte cu tot felul de nostalgici, dar nu sunt numai nostalgici, sunt foarte tineri și mi-aduc aminte, mi-aduc aminte. Știu că și în România a fost o perioadă, nu mai știu acum dacă se întâmplă, cu re Venirea Angelei Simila, Marina Voica și așa mai departe, fețe de astea din copilăria noastră, dar pentru. Marina eu am fost o Voica. singură dată la o astfel de discotecă, sau nu știu cum să-i zic, și n-am avut niciun o părere, nu, nu e vorba de bună, mi-a durat sufletul cumva, adică era ceva foarte, foarte dubios, foarte straniu. Și nu era pentru că era un amestec de oameni mai în vârstă, cu oameni foarte tineri. Asta nu. Ci um, calitatea mu muzicii. Nu știu cum să spun. De ce, adică de ce nostalgia e mai, mai importantă decât calitatea muzicii? Și aici pe mine m-a pierdut. Și -am zis, okay. unde m-am emoționat eu. A, a, cred Nu mai știu dacă... Cred că acum doi ani, la Electric Castle, au cântat, au fost invitate Mirabela Daur și Corina Chiriac. Iar Mirabela Daur a spus următorul lucru. În toată cariera mea este pentru prima oră când am avut cabina mea proprie. Sinistru. Ce să zic? <fânt> Înduioșător. Da, de emoționant, dar până atar. la urmă sinistru. Da, bineînțeles. Ce, oameni... ce da. fi trăit și oamenii ăștia până Îți dai urmă? seama am ce... în fine, cu toate înregistrările la TV, cu... mă rog, în fine, nu știu, nu, abar n dar... Uh... Da, nu, 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 e o necunoscută însă pentru mine, dar e posibil să fie această căutare de a inventa ceva nou, dar evident că nu poți să, să reinventezi roata, iei roata și te mai joci cu ea, poate iese altceva și atunci probabil că există și această revitalizare a discoului și reciclarea lui. Dincolo de documentare, există acum, trecem prin această perioadă, în care apar tot soiul de filme care spun și ele, la rândul lor, poveștile unor uh, mari artiști trupe și așa mai departe. Am văzut film... ficțiune. Uh, da, nu? da nu? să da, zicem da, da, da. mai mult sau mai puțin. Am văzut filmul cu Matt uh -huh. Am văzut filmul cu Bohemian Rhapsody despre Queen. Măi, ăsta cu Queen mi-a plăcut. și mi -a, Pentru că mi-a plăcut Aici jocul. Aici uh, înțelegem. Da, ok. Am fost fascinat de, de jocul actorului. Zin da. cum îl cheamă Rami a, 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 a... Rami Malik nu, da. nu îl Ia. cheamă ba da, așa ba da. ba da, așa în fine Rami... deci ah, a jucat vorbez. pur și simplu am, am rămas stâmpit wow ce, ce joc extraordinar cel cu Madly Cru nu mi-a plăcut mi s-a părut uh, ok există în cariera lor niște chestii uh, niște întâmplări care pot fi șocante pentru marele public și a fost pur și simplu o, 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 o istorisire a lor uh, din punctul A până în punctul B, când s-a întrerupt filmul că s-a terminat, deși povestea trupei cumva a mers mai departe. Mi-a plăcut foarte mult la vremea lui Velvet Goldmine. Vă, Mie îmi place Goldmine. și acum. Da, mă rog, și îmi place și acum. Velvet Goldmine avea coloristica aia, avea, avea cum să spun, toate ingredientele, să-ți dai seama că ea sunt menestrei decadenței prin, prin toți sporilor. Băi, la Madley Crue n-am mai simțit asta și cumva mi se pare, este, adică este o întrebare pe care vreau să-ți o pun. Este un trend acum al filmelor care merg exclusiv pe profit facem poveste așa, așa, ne zgârcim la buget, nu știu ce, nu angajăm ce, cei mai tari actori, cei mai tari regizori, spunem povestea și avem profituri cât casa și s-a pierdut, adică nu se mai pune preț pe, 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 pe filigran, știi, pe acordul fin? Mm, nu știu, eu n-am văzut filmul despre Monthly Crew, dar uh, pot să spun că uh, filmul, de dacă e să o luăm de la Dors în Coace, care filmul uh, lui Oliver Stone, despre dors, care a făcut vâlvă foarte mare și încă are niște, așa, niște uh, fani uh, destul de importanță de importanță zic. N e un film care, n -a fă evident, că n -a, nu face, uh, nu influențează foarte mult cinematografic, dar influențează foarte mult re revenirea acestei trupe și probabil creșterile uh, de, discurs. de discurs și așa mai de departe. Vânzări. De vânzări, pardon. Dar uh, uh, între să zicem, între Dors, care nu e o capodoperă, și ăsta, Bohemian Rhapsody, e o distanță foarte mare din punct de vedere estetic, după părerea mea. Adică bugetele pentru amândouă sunt foarte mari, nu, nu le știu, dar presupun că nu s-a zgârcit nimeni la bani în cazul celor două filme. Însă filmul despre Queen... Um, din punct de vedere cinematografic, după mine, dacă ștergi, îl ștergi pe Malek și ștergi emoția și nostalgia sau muzica, e sub zero, e foarte greșit, editat, e foarte urât filmat, e, adică nu... nu la Dors era cu totul altceva, acolo era o atmosferă pe care o făcuse Stone și a reușit să facă atmosfera aia, mă rog, cinematografic vorbind. Uh, nu-mi dau seama, nu cred că ține de buget aici, ține de meșteșugul regizorului și cred că mai ține și de altceva. Eu nu-mi dau seama, de uh, cu această cuvântul. legacy, această moștenire pe care o are, să zicem, Queen, sau, în fine, Freddie Mercury, cât de mult au intervenit cei care trebuie să-i țină imaginea într-un fel. Pentru că și aici trebuie să ne gândim că s-ar putea să nu fi fost, nu știu de desubturile acestui film, pentru că mie nu mi-a plăcut mai deloc și atunci nu m-a interesat. Dar e posibil ca cineva sau cine îi conduce, cine, da, cine are grijă de imaginea lui, în continuare să fi zis, asta nu intră, asta intră, aici mai faceți așa, asta nu... Înțeles că a fost uh, Brian May cel care s-a ocupat, el e producătorul, mă rog, s-a da. cuindă, cu inda, el e capitanul. Dar uh, dacă ei au fost de acord cu ce a ieșit, îmi pare rău ce să zic. În da, bine, tine. da, sigur, sigur. Da, Pe din da, cauza unor scandaluri. Da, asta era pare. întrebarea mea, dacă uh, așa stau lucrurile acum, pur și simplu... Scoți cinematograficul din, din noua generație de filme care spune po povești din, despre întâmplări sau trupe celebre. V adică repet, velvet Gold mai nu avea, avea toată da, sa este... aia, se vedea. E incredibil și. Um, toată, tot supranaturalul din povestea, aia, pentru că ei, de fapt, făceau. Onora, 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 on, mă rog, avea o poveste cap coadă, dar ea era avea niște interstiții, să zicem așa cu niște clipuri suprarealiste, adică și făcute cu, cu mare meșteșug, care cumva suplinau o informație, două, trei, pe care de care nu aveam nevoie. Îmi de dea clipul ăla destul. Bucățile din concert, iarăși, sunt excepțional făcute. Și actorii sunt foarte buni. Adică, acolo eu l-am revăzut acum 2-3 ani și n-am nimic să-i reproșez. Adică, mi se pare unul dintre filmele de ficțiune uh, de muzică, pentru, legat de subiectul ăsta, care rămân în picioare. Apropo de Poemia Rhapsody, am avut niște cursuri, fac niște cursuri de educație cinematografică pentru tineri și copii și la un moment dat am avut, acum câteva luni, la prima întâlnire, să ne cunoaștem așa ce filme ați văzut în ultima vreme și le și recomandați, așa ca să înțeleg și eu pe unde, ce gusturi au, pe unde, ce au văzut. Și una din fete mi-a spus că a văzut Bohemia Rhapsody de șapte sau opt ori. Uh. Și atunci, mie care nu-mi plăcuse, evident că mi-a trezit o curiozitate și am întrebat-o totuși de ce de ore, ori. Adică, uh, și-a zis că a fost foarte vrăjită de muzică, că de-abia acum era dăduse nasul de muzica celor de la Queen, că nu știa, evident, foarte multe. Da, bun, afli odată, de două ori, poți să pui muzica, dar de, de ce filmul? Adică... Și pentru ea, pe ea, a vrăjit-o această atmosferă. Deci, pentru unii, funcționează ca, mai ales pentru, probabil, cei foarte tineri care nu știu multe despre o trupă, un muzician, n-au ascultat, e primul zvâc, să zicem așa, spre căutări ulterioare și mai profunde. Probabil că peste 3-4 ani o să zică da, N-a fost dat. E o treabă pe care trebuie să o facă comparativ. Știi, asta, că, eu avem, avem o discuție cu fime pe care am dus-o, mă rog, am fost împreună la Cure. Păi a fost un concert impecabil, unul din cele mai bune pe care l am văzut și am văzut ceva concerte la viața mea. Wow! Și am zis, mă bucur că ai văzut acest concert, pentru că de acum încolo să-ți fie mult mai ușor să ai termen de comparație cu orice vei vedea de acum încolo. Aici este o culmea perfecțiunii, asta este. Iar ce spui tu, aia era o culmea perfecțiunii la care avuți să acces. Mai e ceva. Am fost la concertul Cure și eu cu fima. dar înainte erau the, uh, editors. editors. Ei, uh, fima a mai fost, eu am mai fost cu ea la concerte și pe aici, și pe, și pe afară, nu foarte mult, adică -am, nu, sunt la nivelul tău de mers la concerte, dar mm. am mers și să zicem că ascultă muzică din toate soiurile. Și văzându-i pe amândoi, adică și editor, și the cure, la sfârșită n-am întrebat eu care, cum da, mă, a fost mișto The Cure, mă bucur că i-am văzut, că probabil nu -o, o să, mai am nicio șansă să-i văd, dar mi-e e tot de editor să-mi plac, editor să plac. Și aici eu am avut așa un mic cuie în inimă, știi, ca să zic, dar e vorba de o alt, un alt timing. Suntem, sunt, noi suntem născut în 75, eu sunt născut în 75, anii 80, înseamnă de cure pentru mine, în mare parte. Sigur, după aia a venit Nirvana cu anii 90, da, ea nu are această... Adică ei, oamenii așa foarte tineri, acum 17, 18, 14, 15, 20, hai să zicem așa, nu sunt legați în niciun fel. Așa că probabil că și cei care veneau la Marina Voica și ea. <laughs> înțelegi? Aici vreau să și s-ar putea ca și eu să fiu în aceeași... Nu-mi dau seama, dar pe de altă parte, na, hai să nu compardă cure cu Angela Simila, totuși, nu? <laughs> eu pot să spun, ok, ne-a plăcut God is an Astronaut, wow, ce trupă da. gata, ne-a plăcut, bineînțeles, și Editors, Păi când a, -a suit Cure pe scenă, iar uh, lasă că a fost, basistul ăla este cumplit, sunt cel mai bun basist în viață, punct, dar Robert Smith are, are întotdeauna o, o anvergură aparte pe care, păi la alți nu au și mie mi s-a întâmplat și cumva mi s-a întâmplat și mie și lui ul păi am uitat că au cântat și editor sunt deschidere și Gadiză nostru, adică, E, nu știu, mă rog. Da, așa e, de, dar... Astea dacă sunt e să, evident, la obiective. Evident, nu pot să spui de Tom Smith că nu e carismatic oh, pe scenă și ce face pe scenă da, da, da. și vocea și, mă rog, e excepțional. Dar, na, sigur, sunt. Dar da are, are portretul clasic de, de rockstar. Pe când Robert Smith este întotdeauna a fost. Da, Totdeauna a fost. Na, niciodată, hai zonă. să zicem, sexy sau unul rock, rockstar, da. sexy, nu știu ce, cu totul altă. Da. Și o construcție a pieselor, care îmi place foarte mult, până să ajunge la versuri plachior da, trebuie să da. depășești multe etape. Da. Dacă n-ai răbdare, ai pierdut. Da, da, asta e fantastic totuși cu... cu... Da, e incredibil că și-a asumat pe termen lung chestia asta, n-ai răbdare să ajung la vorbe, aia ai da, e. Eu fac incredibil muzică, că a ieșit, știi? E incredibil da. că a ieșit, adică... Lasă-mă să fiu fascinat de, de, de oameni care fac chestii care, basically, hai să pot să le spui că ar fi de nișă și care, până la urmă, le iese. Aveam această discuție și cu Godorâja săptămâna trecută, tot despre muzică. Zic, băi, mie nu-mi vine să cred că o trupă cumplită precum Corn sau Nine Inch Nails umple stadioane, chiar și în România. Adică vine puhoiul de oameni să-i vadă. Așa ceva este de neimaginat. Pur și simplu. Adică nu știu ce, cum s-a întâmplat. Metallica este sold-out. Păi dacă îmi spuneai în 89 că o să vină vreodată Metallica în România și o să fie sold-out, hai po bune. Da, pe de altă parte, uite, să facem diferența între Metallica, John Bon Jovi, The Cure și Nick Cave. Să-i luăm pe ăștia că ăștia au fost, să zicem, mai recent. Bine, unii au, mai, au fost de mai multe ori, să zic, nu? Metallica a fost de două ori? 3, sau de trei ori. Trei sau patru. Eu n-am fost la niciunul din ele, dar cumva, uite, Metallica, John Bon Jovi aduc mult, mult, foarte multă lume, Nick Cave și The Cure n-au umplut spațiul ăla. Adică sunt, cred că au fost 5.000 de oameni la, la Nick Cave. 5.000 de oameni nu înseamnă foarte mult, înseamnă pentru, adică pare așa că suntem în sfârșit, suntem, am crescut un pic. Dar încă mie mi se pare că există această, și o să fiu foarte arogant aici, există această sărăcie de educație muzicală, nu vorbesc de alte educații, dar există această sărăcie, care sigur că și are explicația în anii ăștia în care n-am avut de unde să ascultăm, adică la radiouri ce ascultai. Și mai e problema și acum, nici măcar acum la radiourile cu frecvență asculti, mă rog, în general 90% probabil, din punctul meu de vedere cât ascult, sunt niște tâmpenii. Adică... Și nu exista așa. niciun radio de rock când au venit Rolling Stones în România și nu se difuza nicăieri și au fost 60.000 de, de plătitori de bilete. Zic, băi, să sănătoși la cap, nici măcar satisfaction ăla care ne ieși pe <laughs> <laughs> în fine. Da. Și Trecând, uh, peste toate astea, nu este o surpriză minunată că vine lumea la Dock Station? iată. Ba da, este o surpriză oh. destul de mare. Nu -am, nu mă pot plânge de lucrul ăsta deloc, adică chiar e o bucur e bucuria cea mai mare că vezi oameni că vin la tot felul de. Uh, sigur că încercăm programul să fie echilibrat, adică să fie titluri cu muzici foarte cunoscute, de pildă sold out anul ăsta, au fost la PJ Harvey, Radiohead uh, și încă ceva, dar nu mai țin minte acum ce. Așa mai fost, bine, dar acolo e o altă... Dar aș vrea să vorbesc de el, că e vorba de un film românesc, e vorba de creativ despre duo Harita Vitian, Corneliu Stroie din anii 80. Ceea ce presupune iar foarte multe imagini de arhiv. Uh, da, E, e foarte interesant, filmul este făcut, e de fapt un film de absolvire de la una tecea unei uh, fete foarte tinere, Ioana Grigore o cheamă. Uh, a lucrat patru ani la el, uh, mă rog, trei, patru ani, în fine, cât a lucrat efectiv, nu știu dacă, cred că sunt doi ani, primul, ultimul an și prim, de facultate și primul an de master, cred. Uh, însă e foarte mult arhiva, a avut foarte mult noroc să întâlnească oameni care să-i povestească și să de pildă o întâmplare să ajungă în Germania, cred că e vorba de Germania, la unul dintre uh, la un muzician, la un producător și a zis, vezi că pot să caut ceva, dar nu cred că mai am eu de pe vremea aia ceva, nu aveau înregistrări cu concertele lor, că la TVR n-au găsit nimic sau au găsit foarte puțin și au găsit șapte casete VHS manăcerească pentru documentar, evident, au digitalizat și așa, Plus, mă rog, alte uh, sute de, de, de fotografii pe care le-au găsit la Virgiliu Mihaiu, jazzologul și așa mai departe. Adică, însă, problema, acestui problema, nu, problema, filmul nu are nicio problemă, e foarte bine făcut, e foarte articulat, e o zonă complet neștiută de noi, adică, iar vorbim de un de jazz, care iar e o nișă și puțin frecventată, în România cel puțin, sau mie așa mi se pare, Uh, și de un duo extrem de avantgardist, despre care nu se știa nici la vremea respectivă, știau mai mult străinii că a ajuns muzica dincolo, în... iar partidul i obstrucționa pe în continuu. Uh, faptul că uh, nu, ea încă nu are drepturile pe imagine. Halita Vidian a zis că nu... Adică nu a zis nimic. Și dacă, ea nu poate să-l trimită decât în festivalul studențești sau în fine de astea, fără și o mică problemă aici. Dacă el nu-și dă da acordul pe imagini, filmul intră la sertar. Am înțeles. Putem să vorbim rău. cu niște băieți să rezolvăm problema. De asta am, am și spus. <laughs> cumva, nu. Da. Nu se poate. Pe bune. Adică, dar de ce? Poate e o chestiune de timp. Nu e... Nici nu l-a văzut încă. Adică filmul e chiar foarte, foarte frumos și foarte... Um foarte bine articulat, inclusiv atmosfera politică, fără să împingă foarte mult către ce însemna cenzură, faptul că ți închideau lumina în concert la ora 10 și îți tăiau microfoanele, nu te lăsau să îți duci muzica peste graniță. Toate lucrurile astea există, dar sunt foarte bine făcute. Adică nu... Și e multă muzică în film, că și asta e pe drepturile de muzică, iar e o problemă. Sau ar putea fi o problemă dacă nu. La Electricord sau. Nu știu, nu. Cred că mm -hmm. inclusiv la domnul Tavitian Am înțeles. Da, sunt foarte foarte interesant cum te poți să faci <coughs> un lucru, da? Și, și el întotdeauna are efecte imediate, dar are și niște efecte care sunt secundare și care pot fi unele găunoase, unele minunate. Cred că o poveste... Ți-am spus mai devreme, vreau să o spun și da. acum, este, a, a fost, o, cred că una din cele mai bune zile din viața mea. Am avut, da, viața mea de 44 de ani, da, am avut câteva zile minunate. Asta a fost una care s-a întâmplat fix acum un an. Am, mă rog, am lucrat cu Antena 1 în Madagascar, era 15 septembrie 2018. Seara se dădea filmul pe care l-am făcut despre formația Vanc la Dock Station, la unul din mall cu intrare gratis, știam că o să vină o grămadă de lume, eu mă întorceam pe 17 septembrie în România. Dar eram în Madagascar și eram foarte fericit și, mă rog, cu egoul hrănit că o să fie filmul acolo, că era premiera în București și că o să vină foarte multă lume. Pentru mine era minunat, îmi părea rău că nu sunt, ok, dar eram acolo, nu prea aveam mari motive să mă plâng. Pentru că Madagascarul sau cel puțin locul în care eram eu este pe același meridian, fusul orar este unul la unul cu cel din România. La ora șapte jumate dimineața, cineva m-a luat cu barca și m-a dus în Oceanul Indian să văd balenele, să văd delfinii și să văd uh, și niște broaște testoase foarte mari și verzi. Iar în barca aia eram următorii. Eu? un cuplu, care erau doi colegi de-ai mei, o, o domnișoară foarte frumoasă și cu iubitul ei, cameraman, cu mușchi, niște oameni foarte, foarte frumoși și liniștiți la cap, uh, un domn care se ocupa de noi acolo, un puș de 25 de ani, foarte într-un fel și el, plus Barca Giul, un, un personaj la 33 de ani cu fiul de 17, care, în momentul în care am ajuns în dreptul mai la mal, să vedem broaștele țestoase, Buștul de 17 ani a sărit în apă, s-a apucat de o broască testoasă și a început să se dea prin ocean. Cuplul minunat al colegii mei au sărit și ei în apă, iar a rămas cu barca Giu și cu tânărul care s-a ocupat de noi în barcă, băi, noi ce facem acum? Iar barca Giu, ok, a scos un joint și a fumat un joint. Și, băi, când stăteam eu așa, am avut fix un moment, zic, băi, nu merge aia în viața mea, nu merge aia, nu merge aia. Să mă pocnească cineva în să-mi de o lopată în lința, cu dacă eu am de ce să mă plâng. Sunt aici, în locul ăsta minunat, unde tocmai am fost martor la niște întâmplări magistrale, și diseară să se dă filmul acolo. El a fost un moment care mi-a schimbat un pic uh, traiectoria în tot ceea ce a urmat să fac de atunci încolo, adică. Nu că neapărat mă stresez mai puțin, dar am învățat să am, cred, mai multă răbdare că, până la urmă, lucrurile se vor întâmpla, într-un fel sau altul, cum, nu cum ima, mi-am imaginat, dar cum, se, cum ar trebui să se întâmple. Păi mă bucur că Dog Station ți-a făcut o zi una din zilele Dacă alea. Și pe care și le, le pentru le, asta. Da, Și da, da. Pur, pur și simplu a fost un efect secundar, asta încerc să explic. Mă wow. bucur foarte tare, mă bucur foarte tare, iar acea proiecție chiar a fost uh, cu foarte multă lume. Era exact, de fapt, această proiecție. Este idealul pentru Dog Station. Adică, noi când am pornit la. când am gândit să facem festivalul ăsta, idealul era următorul, ca măcar o dată adică, în fiecare an să avem una, două, trei trupe muzicieni care să dubleze ce a fost pe ecran după aia într-un live. Că e vorba de... Uh, Evident că nu puteam să avem acces la niște trupe foarte mari, dar asta era... Întotdeauna ne-am dorit să facem asta. Cea, acum vedem filmul și din film cineva coboară pe, pe scenă și... Sau invers, depinde dacă ai... În fine, unde făceam proiecția. O, succesiunea nu contează, dar... Să fie dublată de live-ul cu screen. Și aceea la, la VANC a fost perfect. Adică a fost concertul, filmul, una... Cum să zic? Nu unul la unul, dar... Oamenii au fost uh, și live, și pe ecran. Uh... Am fost foarte fericit. Pe, pe toată perioada când am făcut filmul, ăla. pur și simplu, m am avut un, un vibe foarte bun, trei mm. luni de zile. 3 mm. luni de zile am muncit la el ca să vezi cât să muncești la un documentar, la o adică. Mm, dacă nu există cred că buget toate și toate cele. Știu că toate merg așa, simplu, nu, da. a, că, una, da. merg așa, că bine, prima a durat 4 de de ani, bine. deci <laughs> nu. Depinde. Scris. Da, în România se fac puțin. Acum eu nu. nu da, într-adevăr, cred că în fiecare an am avut măcar unul cred, dar totuși sunt puțină, anul ăsta am avut două și, mă rog, un work in progress sper să mai crească da, dar e... Întrebarea mea este, uh, ca să faci o, o piață și să ai o producție de astfel de produse, care sunt frumoase în felul lor uite, sunt foarte curios de, de, despre cel de jazz, despre care mi-ai zis foarte curios, sunt cumva vreau să fac să-l să văd și eu nu există niște operatori culturali care se ocupe de, de, de bugete? de Întreb. Uh, operatorii uh. culturali există, numai că nu operează. Adică, uh, când spuneam, aminteam de buget și de cum se face un festival și de faptul că noi ne bucurăm, sunt trei zile sau patru zile de festival în care ne bucurăm foarte mult, că de la an la an oamenii au aflat de noi și de la an la an vin și mai mulți. Până să ai acele trei zile, ai luni de chinuri, de. și nu vreau să mă plâng, e o, e o situație care nu, nu e doar pentru Dog station sau doar pentru festivalurile de film sau doar pentru film. E o chestie generală în România și în ultimii ani este un dezastru, e o nenorocire legată de cum faci rost de bani să faci evenimente sau acțiuni culturale. Și aici mă refer pe de-o parte la stat care din ce în ce mai mult te faultează, adică toate colurile astea publice, a ar cu unele, nu mai există, unele își schimbă regulile în timpul jocului, unele, în fine, banii sunt puțini, din ce în ce mai puțini, iar în, în spațiu privat, aici te lovești iar de alte chestiuni. Uh, dacă nu faci ceva foarte mare, cu un impact de mii de oameni, cum e Summerwell, cum și vorbesc de partea asta mm. muzicală, să zicem, cu care noi evident că nu ne comparăm, pentru că noi nu suntem festival de muzică, suntem festival de documentare despre muzică, lumea spune, da, dar nu e, targetul e prea mic, targetul e foarte nișat, una e să vii la concert, una e să vii să vezi un film despre X trupă sau muzician. Și lumea strâmbă din nas. Și ajungi, de fapt, la foarte puțin, să zicem, o branduri care, să zic, îți deschid o ușă legat de, să zicem, nișa asta pe care noi am îmbrățișat-o. E foarte, foarte greu. Uh, Dar asta e o metahime să... care se întâmplă în România. Spre exemplu, cred că de la Budapest încolo lucrurile funcționează mult mai ușor. Mi-a explicat cineva, de pildă, că bugetul alocat pe cultură, pentru cultură, de către primăria Berlinului este cât PIB-ul României. Deci te cum cu mâinile de cap. Ce să vorbim de Berlin? Berlin e așa un vis frumos. Nu o să ajungem noi face nici o dată, cu după părerea mea, sau oricum viața care mi-a mai rămas. Adică clar nu am, avem cum. Dar uh, problema este că tu te -aști... Știi, când încep să... Când noi ne-am apucat să facem acest festival, era o energie și un chef și o, o dedicare completă, adică și eram foarte fervescenți, Ce titluri ai mai găsit? Cum facem? Nu știu ce. Au mai trecut anii și am văzut și, ne, și plus de asta ne gândim la a doua, când am ajuns la a doua ediție, era undeva destul de sus. Începusem să lumea, lumea vreau să zic, dintre operatorii culturali, cum spui să ne cunoască, să ne accepte, să câștigăm niște bani la niște concursuri, să... Și am zis, măi, dacă am ajuns aici, o să fie din ce în ce mai bine. Ba, din potrivă. Și în anul, anul, anul 3, dar nu ține, adică nu era doar de noi. E vorba de situația din țară. În acu' doi ani a fost un picaj, anul următor, și mai rău. Și e din ce în ce mai rău, din păcate. Adică eu, în momentul ăsta, nu văd să zic așa, o îmbunătățire pentru anul viitor. Cred că anul viitor va fi mai greu de făcut ceva din punct de vedere cultural aici, în România, în București și cred mai e ceva. Cred că, de fapt, în țară se pot face mult mai multe lucruri pe domeniul ăsta cultural, nu vorbesc de muzică sau film, în general, decât se poate face în București. Sigur că în București sunt foarte multe și aici e bătălie foarte mare, dar în țară au început din ce în ce mai multe consilii locale, primării și așa mai departe să sprijine tot felul de lucruri. Aici au început de fapt din ce în ce mai mult să le șutuiască și să taie din bugete și să Mă rog, să din tot. Am văzut că ăsta a... foarte multe festivaluri în tot soiul de zone de prin țară, parcă ca niciun an. Da, asta, asta am văzut și eu de câțiva ani se întâmplă chestia asta, e foarte bine, nu mai trebuie să fie totul centralizat, nu e necesar și oamenii din consiliile de Astea Județene sau Primărie au înțeles că le crește în primul rând și importanța lor ca oameni care se ocupă de comunitățile pe care le conduc sau le supraveghează sau le administrează, și crește cumva și buna a oamenilor. Când ai niște evenimente care îi fac pe oameni să se simtă mai bine, să înțeleagă lucrurile mai bine, să cunoască chestii noi și să, pur și simplu, um, um, buna stare crește, chiar dacă salariile sunt nu știu cum, ai o altă dimensiune pusă așa în viețișoara ta la care tu, Consiliul Județean, ai contribuit un pic aici iar uh, inflația de, de, de pildă că lumea se plângea la un moment dat că sunt prea multe festivaluri de film. Aici e o explicație foarte clară de ce există. Nu că la Berlin nu există, foarte multe nu vorbesc de festivalul mare de la Berlin, foarte multe festivalașe sau uh, evenimente. Nu există festi, nu de, sunt foarte multe festivaluri de film în București pentru că uh, în primul rând nu avem săl de cinema. Și atunci, neavând fel de cinema, nu ai public. Dacă nu ai public, distribuția filmelor, alea, nu zic de cele de moluri, deci nu vorbesc de filme de box-office sau mainstream, filme de artă, filme de nișă, documentare, animații și așa mai departe, nu ajung să fie îmbrățișate, cumpărate de distribuitorii români, pentru că vor avea o mie de oameni, în, nu știu, într-un an, la un titlu. Și nu riscă pentru că pierd bani. Și atunci, această formulă de festival în care promovarea funcționează mult mai bine, dacă, dacă eu dau, de exemplu, Nu Swans, Radiohead, care să zicem e, e numele unul dintre numele zicem, da. cele mai cunoscute, eu, să zicem că sunt distribuitor, îl cumpăr efectiv timp, cump, cumpăr acest titlu și îl arunc pe piață, nu o să vină nici măcar a, numărul de oameni care au fost la festival pentru că fie nu aud de el, fie stă doar, cum să zic, îl știi că vine și stă o săptămână. Și se pierde în foarte în multe în programul de la mall sau că noi nu, avem cinema, nu mai avem cinematografe la mall și e pus undeva la ora 2 la prânz sau la ora 11 noaptea ziua de miercuri. Și nu ajungi la el. N-ai cum. Și atunci mallul zice, e, n-a făcut 500 de spectatori în primele două zile sau 1000, îl scoatem. Și atunci oamenii sunt foarte atenți la evenimente, că știu, am o singură șansă să-l văd, am, mă duc, îl iau. Și de asta crește numărul de festivaluri, pentru că nu ai cinema, nu ai spectatori pentru cinemaul, nu ai distribuție. E foarte simplu. Eu știu exact problema asta, pentru că m-am lovit de ea. Uh, ok, uh, dar știi cum e. Ok, avem aceste două instrumente care sunt aproape gratis, Facebook și Instagram. Bine că există, pentru că sunt într-o tocmai ca taraba de la Mega. Poți să pui acolo și să, să ai grijă să vadă cât mai multă lume. Când am făcut filmul Balta Albă, da, și am început să-l să promovez pe aici, pe acolo, în afară de, de câteva festivaluri, bineînțeles, nu a rulat în nicio sală de cinema, cu excepția cinematecii și destul de târziu dar a, a, am reușit să fac un tur al, al cârciumilor și o vreme au fost sările pline, Pormă au mai fost, dar au fost și uh, o să râzi, știi cum a funcționat? Uh, prima și fix prima proiecție pe care am făcut-o cu public, a, a, am avut cumva suportul, a fost un interviu pe care l-am dat la România Cultural și de acolo mi-au venit foarte mulți oameni, am amenajat mm -hmm. am pus 30 de scaune cu un proiector care mergea, vai, de mama lui și cu un laptop care avea hăcuri, 30 de scaune în barul unei prietene. M-am trezit cu 160 de oameni. And, wow! ce, ce n-am avut pe un să-i bag, știi? -ă, și treaba asta cu promovarea merge și nu merge. Niciodată nu știi. Că nu, nu există o constantă, plus că se schimbă algoritmii, facebook Facebookul, Instagram, niciodată nu știi. Dar câteodată funcționează și nu știu, cred că este un soi de manual al întâmplărilor, un egregor energetic, whatever, pe care cumva trebuie să-l accesezi. Da, e pe încercate, nu că știi cum e, trec ani și tot încerci, odată ai succes, de cinci ori nu mai ai și-ți cam pierde și energia și asta e foarte straniu și foarte cum să zic, trist aici, este că nu poți să-ți fidelizezi niște oameni care să te ajute. Adică te ajut anul ăsta și vorbesc exact de, de, de finanțări de asta publice sau sponsori, la anul s să nu-i mai ai. Da, a fost minunat, este absolut minunat ce faceți. Suntem la anul și la anul nu mai sunt. Nu mai există deloc sau nu mai, nu mai intră în targetul sau schema lor de, de, mă rog, buget, habar n-am. E foarte greu de... Uh, nu, n n nu te poți baza pe nimic. De fapt, o iei, cum o luăm noi acum, din octombrie, ne punem, ne suflecăm mânecile Un și vedem zile? ce... Da, nu, nu muncești zi de zi la el, că n-ai cum, dar trebuie să faci acum propunerile pentru diverse branduri care să te pună în schemele lor. Și o să-ți spun, e, da, da e, e cam de vreme și după aia când te duci în ianuarie-februarie, E un pic cam târziu știi? și te trezești în pimpongo-asta, și trebuie să fii foarte insistent, și nu ai asta, este, asta nu e job-ul tău. Asta este o pasiune pe care o ai și cu 3-4 oameni cu care suntem, și o să-i numesc. E vorba de Claudiu Mitcu, regizor și producător. Alina Tarbă, art director, Cristian Busuioc, care este promotor de muzică în România și, mă rog, a adus și trupe și asta face, cu asta se ocupă, și Oana Popa, care e pe comunicare cu mine. Ăștia suntem. Uh, trebuie să găsim soluțiile cele mai bune. Sună așa un pic plângăcioși ce spun, dar uh, e foarte trist că nu te poți baza că la anul îl mai faci, că îl faci la fel sau mai bine, Că ai cum să aduci uh, mai multe trupe sau muzicieni, de pildă, anul ăsta n-am avut de unde. Am adus filme, că de fapt despre asta e vorba, dar ce spuneam, dublatul ăsta, live-ul și ecran, n-am putut să-l facem foarte cum ne-am fi dorit. Plus că fiecare poveste de asta scoate pe el acolo. Știu cum funcționează. Ba nu merge proiectorul, ba s-a bușit microfonul, ba s-au dus bateriile, ba te mirce mereu. Zilnic Asta te sunt... Na, da, nu, dacă le pregătești... Sau în fine, noi n-am avut așa multe să zicem întâmplări de-astea la fața locului să te trezești cu tot felul de probleme. Dar, na, astea sunt uh, inerente. Da, te mai uiți. Subtitrarea are niște spații, mai are un typo, mai zice oh nu m-am uitat cum trebuie. Mă rog, sunt de-astea, dar... Uh, da, ai nevoie de e, echipa din spatele unui festival. Nu suntem numai noi, mai sunt și alții care, mă rog, câteodată sunt pe prietenie, nu sunt plătiți și asta nu e bine. Și nu poți să mergi așa la nesfârșit că te bazezi că oamenii ăia, în fine, stau cu tine veșnic, că nu te-ai căsătorit cu ei și nici nu. Oricum trebuie să ajungi niște bani în casă ca să-ți să stea, nu? Adică, dar nu-i vorba numai de asta. Nu se face așa, nu e profesional normal, sănătos, să, să nu să nu ai totul la îndemână. Nu venit, lux, da. Mi-a venit o idee acum, am mă rog, am un avion în cap cumva că uh, sunt născut pe 13 și mi-ar plăcea să fac 14 filme și am făcut mă rog, să zicem 3 până acum mi-ar plăcea să fac unul cu Johnny Răducanu sau mă rog, despre. <fix> și eu! <fix> Asta e mișto! Și eu m-am gândit la chestia asta dar de mult și din păcate ăsta e unul din regretele mele că nu la vremea când l-am cunoscut uh, acum 20 de ani uh, nu aveam această sau mă rog, a a acest tip de a a apropiere față de film. Eram cinefil, dar nu eram eu mă rog, fă făcusem filologie, eram în altă schemă, eram cercetător științific la un institut de cercetări, fine eram cinevil, dar nu eram apropiat de cinema, cu case de producție, cu festivalul, cu scris despre, deci nu mi era foarte departe. Dar unul din regretele mele este că n-am fost un pic mai activă la vremea respectivă, pentru că cu siguranță m-ar fi lăsat să-l filmez, să povestim, să... Și e unul dintre marile regrete, că nu am... Arhivă există, nu e vorba că nu există, dar eu știu cum ce povește avea și eu am, am, am avut privilegiu pe care el mi l-a oferit să-i editez o carte pe care a scris-o, adică el povestea, nu scria nici vorbă, doar povestea și cineva îi înregistra și apoi am editat eu textul, e o carte pe care a scris-o cred că, nu știu, prin, or, prin 2001, cred. Cineva a înregistra audio? Uh, cred că mai există casetele alea. E foarte important. Știu ce zici, o să încerc să văd dacă mai există. Ele au fost înregistrate audio, da. Um, și cineva transcria și apoi a ajuns la mine textul și l-a meditat. Uh, se chema Singurătatea Profesiunea Mea, un titlu pe care -am, nu mi-a plăcut niciodată. I -am zis, mă rog, așa a vrut, aia e, dar nu mi-a plăcut niciodată. Într-un fel îl definea, dar um, era foarte trist, așa mi s-a părut titlul. Dar poveștile sunt adorabile, sunt fabuloase, de la Brăila până la concertele pe care le avea aici sau în străinătate, mă rog, întâlnirile cu oamenii, uh, tipul de educație pe care l-a. de care a avut el parte și foarte, cu foarte mult umor și autoironie. Uh, da, hai să-l faci! Știu niște. ca și tine, sau, mă rog, tu și cunoscut, eu doar l-am văzut prin. cred câteva concerte la lăptăria lui Enache pe vremuri, dar știu niște povești absolut incredibile. Om, omul avea un, un Ferrari de o viață care stătea într-un garaj îl făcuse cineva cadou la cineva în Germania. Cineva a furat pentru el pianul cu coadă de la Uniunea Compozitorilor și l a pus în casă și îl ținea cu fulare ca să nu facă mai scandali, scandal da. și când a ridicat capacul s-a umplut de moli. Da, și da, da. Dici, știu? wow, ce personaj trebuie să fie. Da. La care cânta, de câte ori mă duceam acolo când îmi cânta, să zic așa, că eram, era fascinant, dar îmi pare rău că această garsonieră nu s-a nu cred că s-a păstrat. Nu știu, de fapt nu prea știu, dar în fine, cred că nu. Era incredibilă acest loc în care stătea. Era un loc foarte mic, dar era tot o jumătate din viața lui, era pe pereți, în dulapuri, în, era și mai mult decât atât, în momentul în care începea să cânte, aveai senzația că se mișcă ceva în casa aia, că, adică nu sunt nici cu supranatural, nici cu paranormal, nici cu nimic, nu, nu vorbesc despre chestii de astea dar era o vibrație absolut fabuloasă. Și când povestea, dar mai ales atunci când cânta și mormăia. Când cânta, mormăia și s de asta și inclusiv pe înregistrările uh, albumelor lui sau al lor când cânta cu trupe și așa. Uh, un anumit tip de mormăială, așa discretă, dar e, se aude. Știu că am văzut un interviu cu el la un moment dat și cineva, bineînțeles, a întrebat de muze și așa mai departe și zice, păi, când iau eu nota aia acolo, eu, eu am în minte o femeie pe care trebuie să o cuceresc. Eu de-aia iau nota aia așa. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, există această categorie de oameni care pur și simplu, nu știu, au o aură ceva. Eu știu că mi s-a întâmplat în anul de grație 2003, am ieșit pentru prima oară din țară și m-am dus la Siget Festival. Și fix cum s-a nimerit prima mea zi când dădeam de nas în nas cu restul lumii, m-am întâlnit la o conferință de presă cu Patty Smith, care a intrat cu un sacou, puțin cu o cărjată de spate, cu pletele alea cărunte și cu o pălărie pe cap. Măi, jur, s-a umplut, era un cord, da? S-a umplut cortul ăla. A fost un ceva, vuf! Zic, da. wow! Pur și da, și, da, cumva am constatat, am, am încasat pe moment și am, const am, am conștientizat Cred, o zi mai târziu, pur și simplu vibe ăla mm -hmm. extraordinar. Da, da e, e unul dintre personajele, dintre cele mai, unul dintre cele mai carismatice personaje pe care eu le-am întâlnit în viața mea. Uh, și extrem de generos, un om foarte bun. Și pe lângă, nu vorbesc de muzică, adică ar trebui să vorbesc și despre muzică, dar toată lumea știe și, în fine, e un muzician excepțional, dar un, un om min, absolut minunat și foarte generos. Cum sunt în general nu știu, caracterele astea care sunt și artiști. Sunt foarte mulți artiști care, despre care ai așa părerea asta contra sau prefabricată că e arogant sau că e distanță sau că e... Dar de fapt ei sunt foarte generoși. Și să păstrează, trebuie să păstreze o distanță și e foarte bine că o păstrează acum. Da. A, să faci acest, acest film. Dacă... Vorbim, vorbim. Da. Imaginele de arhivă întotdeauna sunt, să spun pe o o durere în cur. Deci e ceva. Mai ales dacă ai, ai de a face cu TVR-ul. Aici cumplit, e o problemă, cumplit, da. Cumplit. Și acolo, acolo sunt foarte multe, de și, fapt. Și mai de, bani? Multe? de bani. Și există da. o normă europeană despre care eu știu că tu, dacă ești creator de film independent, poți să folosești gratis Imagini de arhivă ale statului român ca aparținele arhivei naționale sau televiziunii naționale, whatever, puțin important, poți să le folosești și în momentul în care filmul este gata, primul an face turul festivalurilor, iar în al doilea an ar trebui televiziunea română, poate să-ți-l difuzeze gratis, da? de până la 5 ori, pentru că tu ai luat imagine în contul imaginilor da. de arhivă pe care le-ai luat da. de la ei treaba asta la noi nu funcționează. Pur și simplu, adică importăm tot soi de chestii de la mama Europa, băi, pe asta n-am luat-o. Păi, trebuie să facă bani. Terminarea România e în faliment de foarte multă vreme și cu zeci de mii de angajați, mă rog, mulți dintre ei inutil, Dar nu că n-ar putea să facă ceva, ci pentru că nu sunt lăsați să facă. Niște da, ajunge te, ca lumea. Ajunge să te coste un film, da? Deci, mm. ok, vrei să faci un film, îți faci un buget. Ajunge să te coste imaginele alea de arhivă obscen de mult, mult mai mult decât cameramanul, oamenii cu care lucrezi sunetul și whatever. Mult mai mult, este absolut nefire și umoară în fașă da, dar care putem din fi păcate vou. această arhivă o să rămână acolo, pentru că nu o să mai aibă acces nimeni să facă, sau în fine foarte puțini au acces la ea, tocmai din cauza, din cauza obstrucției astea financiare. Și nu înțeleg, adică sunt zeci de ore, oricum cu, cu Johnny un cu siguranță sunt și de pe la Costinești sunt înregistrări, asta știu sigur, dar și la festivalul de la Sibiu și de la... sunt multe. da. Trebuie să-ți găsești și un mecenă. Ce filme mai sunt de văzut din astea noi românești? Uh... Am văzut că ai scris despre. A, ah, filme multat. românești, nu no, avem leg... Da, despre Arest am arest. zis dacă despre Facebook zici. Uh -huh. Da, e... sunt acum în această perioadă, luna asta, cred că sunt patru premiere. Din ce știu eu, nu mai sunt atât de atentă la premiere, dar că nu mai trebuie să scriu săptămânal și atunci nu mai am rit același ritm. Dar a avut premieră Gomera a lui Corneliu Porumboiu, pe care nu l-am văzut, deci nu vreau să vorbesc despre că nu știu. Uh, aresta lui Andrei Con, despre care o să spun două vorbe. a lui Marius Soltean despre care o să spun două vorbe. Și uh, încă unul acum, um, nu mai știu cum îl cheamă pe regizor, mose se cheamă filmul. Astea sunt cele patru care sunt acum, în luna asta. Uh, despre arest uh, al lui Andrei Coni, al doilea film de ficțiune, de lungmetraj pe care îl face, a făcut acasă la tata, ăsta este filmul de debut, de lungmetraj. E un film foarte special, tot așa, eu sunt un pic subiectivă la filmul ăsta, nu că am avut vreo legătură cu producția, ci pentru că subiectul mi-e foarte apropiat, sau în fine eu sunt sensibilă la el, și anume detenția politică înainte de 89. Filmul ăsta, cam despre asta e vorba, e o poveste în două personaje aproape, cam tot filmul e se întâmplă într-o celulă de pușcărie, între un intelect, să zicem un intelectual luat cu japca de la 2 mai, dus la la poliție pentru niște declarații, închis și pus Poveste din anii 80 sau poveste din anii 80. Okay. pus în celulă cu un penal, să zicem, să zicem așa, un un deținut, un deținut de drept comun, să zicem. Care, sigur, încearcă să-l lucreze, și anume să-l convingă să declare niște lucruri, ce a vorbit cu familia, ce prieten are, cum ascultă Europa Liberă. Nu vreau să dau prea multe, dar oricum se cam știe, adică nu e nu ca și cum fac mari dezvăluiri. Însă este foarte interesant că filmul jucat incredibil de amândoi, adică de Alexandru Papadopol deținutul deținut de politic și Iulian Postelnic cu deținutul comun de, de drept comun. Este incredibil cum filmul ăsta nu se ocupă de eroi, să zicem, cei care au suferit și au murit în pușcării. Cum să zic, cu eroism, sau și avem o grămadă de um, nume, și oameni care nu mai, ale căror nume nu le mai știm, și ale căror cadavre nu știm unde au fost aruncate și așa mai departe. Nu vorbesc de pușcăria din anii 50, să zic. Uh, vorbim de oameni care uh, au fost cumva dezumanizați de acest sistem. Înfricoșați, făcuți să cedeze și să fie, de fapt, o dezintegrare de asta a umanității și a identității într-un timp foarte scurt, în câteva zile, ai intrat cine știai că ești și te transformi în ceva ce n-ai crezut vreodată că există. Asta din cauza unui sistem în care există un instrument, încă un om, un alt om care te te te, te se distruge pur și simplu. Și e un, un film important pentru că părerea mea este că nu... E o impresie, mie, asta mi se pare că e o impresie că s-au făcut prea multe filme despre comunism. Nu s-au făcut așa multe filme despre... Au fost o, la un dat un an în care s-au făcut trei filme despre revoluție și a, așa s-au întâlnit. A fost o generație care probabil a simțit nevoia atunci să facă și au ieșit trei filme și lumea era așa supra-saturată. Dar nu au fost așa multe filme despre comunism. Adică, cred că e de-abia de acum încolo și mai lucid și mai oameni care n-au trecut poate prin perioada asta și o altă perspectivă să facă filme. Uh, mi se pare un film foarte necesar și nu doar pentru că subiectul e ăsta, ci pentru că e foarte bun film. Ceea ce ar putea fi numită ca o metehnă a cinematografiei românești, este că majoritatea filmelor, mai ales cele despre comunism, băi, sunt fataliste. Adică la, la, la finalul fiecărui film <laughs> îți vine să ții câmpii și să te duci în partea cealaltă a planetei. Pur și simplu. Ai, ai păi aceasta... asta a fost comunismul. Vrei să fugi ceea, în partea cealaltă ceea, a planetei. Ceea ce, ceea ce ajunge la un soi de saturație. Adică, a, mă, iar mă duc să văd o poveste de-asta. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, eu care, mă rog, îmi place să cred că sunt atent la, la ce se mai întâmplă pe în lume și văd niște ai comunismului venind cumva înapoi așa, prin tot soiul de... Cred că sunt necesare. Uh, da, vin. Sau, e ca muzica cam și, și care se reciclează. De... Așa și comunismul apare. să E o re revitalizare a lui, o reciclare a lui. În fine, Doamne păzește. În fine. Da, um, da e, fatalismul ăsta de care vorbești e până la urmă o chestie naturală, așa au funcționat lucrurile. Nu, nu prea poți să ai film, um, o comedie. De pildă, uh, dau două exemple de film românesc legat de comunism. Una este seria de scurtmetraje făcută de, mă rog, tutelată de Mungiu, de Cristian Mungiu, Amintiri din epoca de aur, unde toate cele șapte, cred, scurmetraje, sunt pe Legende Urbane din perioada lui Ceaușescu uh, și au, toate sunt pline de umor și de fapt sunt niște comedioare. Uh, și apoi mai ai două filme despre Revoluție, din alea două, ai Cum mi-am petrecut sfârșit, uh, nu, a fost sau una a fost a lui Porumboiu, care e foarte, e o comedie îngrozitor de neagră și de seacă și de... Nu pot să spui că din... Sigur că Filmul se termină cu un gust amar și că asta e, dar construcția ei este de comedie, să zicem așa. Mai tipică, dar e comedie. Iar uh, am revăzut de curând, am făcut o proiecție la grădina cu filme, tocmai închideam grădina, că fac, făceam seriile filmului românesc în fiecare miercuri de-a lungul verii, am zis: Se întâmplă să facem anul ăsta, sunt 30 de ani de la Revoluție, haide să nu închid cu un film recent, că de obicei seriile erau cu filme recente românești, să punem hârtia va fi albastrului a lui Radu Muntean, un film de acum 13 ani, 2006 cred. Și l-am revăzut acum, nu l-am mai văzut de nu știu când. Și are foarte mult umor, foarte, foarte. E o, nu o, aia nu e o comedie, dar are foarte mult umor. Um, și e foarte e, cred că cel mai bun film despre revoluție făcut uh, până acum și nu s-au mai făcut și nu știu, în fine foarte, foarte onest și foarte o radiografie foarte bună a haosului nopții dintre 22 și 23 decembrie dar nu numai. adică a zilelor de după 21 practic uh, nu știu da, ce, vrem vrem ce să zic. păi da, sunt 30 de ani totuși și uh, așa Ziceam de filmele noi, ziceam de monștri, monștrii lui Mariu Soltan. este filmul, primul lui lungmetraj, film de debut. Îmi place promovarea, o găsești pe jos. Pe e și pe jos de... și am mai avut pe o promovare asfalt. că vorbeam de cinematografe că nu există, Au, pentru că Mariu Soltani are și așa o, o, în fine, e foarte activ... Uh, el nu e doar un regizor de film. El luptă pentru niște lucruri care nu mai există de pildă, și în această campanie, nu mai politic vorbind, dar aici se, uh, s a axat pe următoarea chestiune. A pus banere sau afișe cu filmele, cu filmul, de la filmul monștri care urmează să intre în cinema, acum, în săptămâna asta, la fostele cinematografe și le-a pus acolo și aici aici ați fi putut să vedeți filmul monștrii dacă cinematograful era... Asta e o campanie sănătoasă. Da, 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 da corect. Cred că sunt o grămadă orașe adică... în țară care nu mai au cinematografe. Știam da, cazul și... cu filmul cu Vangla la Buzău, acolo nu mai exista cinematograf. Da, peste... sunt multe locuri în care nu mai există. Și teatre și așa mai departe. Teatre mai... cu teatru mai... mai e mai, mai bine. Asta a fost cam una dintre, mă rog, de promovare. Aici ați fi putut să vedeți filmul Monștri. Și este o poveste de. E foarte greu, fără să dau spoilere. E o poveste de cuplu, un el și o ea, care traversează foarte intim privită, dar și foarte. Nu ți se dă totul pe tavă, nu ți face o grămadă de scenarii în cap cei cu acest cuplu care traversează o perioadă de criză. Uh, și toate scenariile pe care le faci în minte, filmul este, cei doi sunt Judith State, uh, ea care a jucat în, de pildă în uh, Sierra Nevada lui Cristi Puiu și Cristian Popa, ei sunt cuplu, uh, mai apare și Șerban Pavlu, uh, să zic că astea sunt personajele importante uh, orice amănunt aș da uh, fac așa un mic spoiler, spoiler. deci okay. este o criză a unui cuplu în care noi spectatorii suntem foarte implicați pentru că ne tot întrebăm și primim bucăți din puzzle-ul ăsta, făcându-ne scenarii ce e cu el, cei cu ea ce cu ei doi și, până la urmă, ne prindem ce se întâmplă. E și o poveste destul dar are de. Un context social? sau Are un context. Uh, nu, uman, să zic. Ah, nu e neapărat okay, social, okay. nu. E de, de relații uh, ascunse, să zic. Hai să zic așa. E vorba de niște povești într-un cuplu nespuse și ascunse, trădări și așa mai departe. Uh, dar e foarte. Um, foarte elegant făcută. E... Și e contribuția spectatorului e majoră, adică te implică foarte mult în povestea asta. Am înțeles, dar astea sunt vești bune pentru că cinematografia românesc. Uite că da. se întâmplă filme până la urmă, adică știu că aveam și o problemă la un moment dacă nu s au mai întâmplat. Uite că se întâmplă. Cred că anul ăsta ies destul de mult. Uite, numai luna asta e patru. N-am văzut moromeții. Tot vreau să mă duc și n-am apucat să-l văd, dar am primit de la un prieten yeah. două critici foarte concrete. Băi, nu se vorbește atât de mult prost gramatical acolo. O dată. Iar doi, alb-negru al este mult prea curat. Trebuie să-ți ai un pic de așa, mult prea curat. Și, ok. Sunt da? de acord cu amândouă. Um... Nu, nu sunt mare, adică nu am îmbrățișat deloc acesta, acesta al doilea moromeții. Uh, nu știu dacă e din cauza pare, distribuției sau a noi distribuție, a, a, a noi distribuție, adică nu știu dacă uh, faptul că Horațiu Mălele joacă pe moromete în locul lui, Virgi, uh, lui uh, Victor Benjuc și că, dar oricum, eu când l-am văzut, mi-a trebuit o oră să mă pot obișnui, cam o oră din film, să mă pot obișnui cu nou moromete. Asta, asta am simțit eu. Unii au zis că n-a fost nicio problemă, a fost identificare perfectă. Mi se pare că se străduiește să facă cât mai bine și cât mai altfel moromete Horatiu Mălăel, adică să nu fie o copie a lui Rebenjuc. E altfel de moromete. Um, dan Mie mi se pare că a fost de fapt un. am regăsit această constatare a mea în, în părerea unui spectator foarte tânăr, adică licean, care, care a văzut. Nu fiind fi casat Moromeții 1. Ba da, ah, okay. al văzut și pe ăla. De obicei, liceenii văd Moromeții 1 ca să nu citească cartea. Adică asta e o <laughs> schemă. Okay, Numai că la Moromeții 2 nu ai uh, informații pentru că e o, o compilație de delirul, niște articole, mă rog, sunt mai multe scrieri pe care, sau mă rog, bucățele din ce a scris Marin Preda și puse făcut un colaj, dar tocmai colajul ăsta nu face din, din moromeții doi o poveste, adică nu mai ai o poveste cap-coadă, sunt doar niște încercări de a pune niște situații una lângă alta, ceea ce nu înseamnă că dacă pui niște situații una după alta sau una lângă alta, ți se un scenariu adică a, și, și e un pic prea, prea amestecat, prea, nu neclar, dar e făcut foarte schematic, iar partea asta comunistă cu activiștii, cu, făcut așa, foarte caricaturizat după mine și totuși nu ne mai interesează comuniștii să fie ăia, bun, ăia răi și ăștia la alți să fie ăia bune, adică lucrurile nu stau chiar așa, și am, adică e prea, prea schematic făcut. Și prea acolo. Și asta am aflat, adică unul dintre licenii cu care am vorbit mi a zis, față de unul, nu se compară, pentru că aici eu nu am nicio poveste, așa mi-a zis. Așa că eu sunt de acord cu el. Da, mă bucură că îmi spui că chiar și, chiar și bă, la modul pragmatic, că să uită, ca să nu citească cartea, să mă uită la filme. Eu m-am aflat la un moment dat într-o situație, ok, eram cu un grup de prieteni, bărbați-femei, într-o bucătărie militari. Și la un moment dat, cred că ne plictiseam atât de tare că începusem să jucăm mim. Și a venit, nici nu era foarte complicat, mărgelatul. Și era o domnișoară de 27 de ani care nu auzise de mărgelatul. Și am avut... Adică nu m-am supărat, nu m-am făcut o scenă de aia de... Bă, ești bătut în cap Nu, exclus. Pur și simplu mi-am dat seama că... nici nicio treabă. Ai, ai un, sim, bă, un da. simbol național, ok, western românesc ăla e, mărgelatul. Abar n-avea de el. Da, acum eu știu ce să zic, că, că e bine, că nu e bine, da. uh, serie... Pe de altă parte, uite, îți dau un, un contraexemplu. Făcând aceste uh, cursuri pentru, pentru liceeni de educație cinematografică, câteodată există niște programe în care eu mă duc în școli, în licee. Și tot așa, ca să văd și eu ce au mai văzut și ce știu, îi mai întrebam ce filme au văzut și din cine m-au românești ce. Păi, filmele lui Sergiu Nicolaescu. Aproape, invariabil, știau de, nu toți, Comisarul Moldovan. dar știau de ele. Ei, dacă ai reper sunt două probleme aici la Sergiu Nicolaescu. Unu, faptul că e reper în cinematografia română, adică nu poți să spui că cinemaul românesc înseamnă Sergiu Nicolaescu, deci tot ce s-a făcut după ei nu se duc la filmele românești de după, pentru că sunt triste, sunt fataliste, cum zici tu, nu sunt, au fan, nu, nu merg. Asta e reper din punct de vedere estetic cinematografic și, pe de altă parte, asta ar fi cea mai mică problemă. A doua problemă, cea mai importantă, este că reperul Sergiu Nicolaescu a smintit cumva și a deformat istoria. Adică ei, după mine, dacă ei văd filmele lui Sergiu Nicolaescu și le iau de bună, că aia înseamnă istoria poporului român, avem o mare problemă, pentru că acolo a fost foarte multă propagandă băgată, foarte multe chestii mistificate. Dată, foarte multe chestii amestecate și greșit făcute, glorificate niște figuri care nu erau de glorificat și așa mai departe. Uh, și atunci ei învață, așa cum citesc, să zicem, moromeții, între moromeții văzând filmul, așa învață istoria din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Încet, încet, e o generație acum mai nouă care na, încep să, să zică cine e Nicolaescu. Adică nu mai, probabil că nici părinții sunt generații noi cum suntem noi, eu nu i-aș spune despre sau nu i-aș da fică-mi filme de Sergiu Nicolaescu cu titlul de, boi trebuie neapărat să-l vezi, e foarte mișto. I-aș da, hai să discutăm despre asta. Știi unde ești la apărarea lui Nicolaescu? Știi ce îmi place la filmele lui Nicolaescu? Îmi place cum, cum apare Bucureștiul. Cum mai îmi place, dacă vrei, Americanilor 70 în Rocky 1 și 2. Asta place, da, e da. un da. document. Poți da, să-l folosești ca document. Bine. Da, da, da. Adică, mie mi se pare din punctul ăsta de vedere, Nicolaescu, n-am ce să-i reproșez. Pe de-o parte, pe de altă parte, am și eu această metehnă cu, 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 cu fatalismul. Mă, mi-e doar de filme gen uh, operațiunea monstru sau ceva. Da, tu te gândești că toată lumea aducea. Este incredibil cum, da, foarte natural. Cum toată lumea aduce aminte de acest titlu, care e un titlu de, cum să zic, reper pentru un alt fel de cinema, mai ales în perioada aia, dar dacă te gândești la unul similar cu el în epocă, tu n-ai. Adică poți să treci unul de calitatea, de calibru, operațiunii Monstru, treci imediat în BD-uri. Iar distanța între Operația Monstru și BD-uri e foarte mare, de este, umor, da. de cinema, de joc și așa mai departe. Dar asta să nu avem. Avem operațiunea monstru și bd Dacă și vorbim ne -am de mărit come. De da. Și ne-am da. În care, sigur, e o copie săracă și, mă rog... Fata de la țară, ok. Da. americanelor făcute cu, nu știu, sute de mii găsești în America așa. Da, sigur, noi avem câte unul. Adică avem câte unul. Uh, nu, nu știu dacă e musa neapărat să avem un astfel de cinema, nu știu dacă sunt, suntem, vorbesc, suntem la modul general ca să nu jignesc regizorii români, nu, nu cred că știu să facă sau că își propun să fac așa. Adică dacă ar veni o casă de producție și ar zice, uite, îți dau toată găleata asta de bani, fă o super producție, eu nu știu dacă un, unul, unii s-ar pricepe să facă, doi, ar putea să facă, pentru că au altfel de... e altă tipologie, nu știu cum să zic, de artist, dacă e să o luăm așa. Și nu avem această... această, da, nu știu cum să zic, background de industrie, noi nu-l avem. Adică am avut bufta, și am avut casele de producție, cât ori fi fost șase, nici mai știu câte erau, erau multe și erau pline de bani, dar mare parte din ele erau de propagandă, adică Filmele istorice, filmele cu comuniști, filmele cu, mă rog, vreau să zic, cu rezistența comunistă, toate filmele astea cu, mă rog, cele din anii 80, cu șantiere, cu inginerul, cu un profesor, cu, în fine, pierdere de bani și de... Și-au rămas niște, mă rog, unele din ele rămân la gunoiul buletin istoric. de, de da, da, sigur. Iar câteva sunt au rămas reper în istoria cinematografiei române pe care le recuperăm cu greu, adică m, foarte rar, mă rog, cei care le-au văzut sau care sunt cumva în domeniu, nu se mai întreabă cum de n-ai auzit de filmul Secvența lui Alexandru Tatos. Dar sunt foarte mulți care nu știu filmul ăsta care este fabulos. Sau filmele, primele filmele lui Daneliu, Proba de microfon, Croaziera, astea sunt Fabulos. Iar Croaziera este o comedie incredibilă. Foarte bună comedie. Adică dacă aș pune Operațiunea Monstru, e un pic mai jos decât Croaziera, dacă e să o iau așa. Dar sigur că Croaziera are foarte multe, cum se zicea pe vremuri, șopârle de astea antisistem. Și Operațiunea Monstru la avea Are, are. Ar fi amuzant să... Dacă ar fi să luăm aceste două filme și să facem un remake... A, a, al vremurilor pe care le trăim acum, hai să zicem vremea corporațiilor, și să iei să pui în contextul actual. Ar fi o uh, un... da, un... dar nu știu game. dacă. Da, numai că să faci mișto de corporații sau mai de situații de incorporație. S-au mai făcut filme de genul ăsta, dar trebuie să fii. Nu știu cum să zic. Îți trebuie multă, multă subtilitate, astfel încât, oricum, dacă vrei să faci o comedie, în general trebuie să fii destul de subtil, adică orice cavalcadă de asta de glumițe, nu fac ca filmul să fie o comedie. Fac, fac să fie o înșiruire de glume. Ei, ca să faci o comedie, e mult mai complicat. Câteodată e mult mai complicat să faci o comedie decât dramă. Da, Și pentru... actorii de comedie, mi se pare că trebuie să fii mult mai... Trebuie să ai oți de comedie. Trebuie. Acolo da. la actorie, la comedie este... nu știu ce-ți trebuie. Adică e rar, se întâmplă foarte rar să ai... Iar eu aici nu-mi dau seama dacă dintre actorii pentru că nu i-am văzut jucând comedie sau, mă rog, nici nu merg foarte des la teatru, asta ar fi o problemă, pentru că nu-i știu, nu-i văd, poate că există niște actori minunați de comedie, nu, sunt eu ignorant aici, dar nu, în film nu-mi dau seama cum ar arăta, dar se trebuie, îți trebuie altă, nu știu, parcă încă o natură pentru comedie. Dar se, se face destul de greu, nu știu, pentru o poveste care are legătură cu corporația și să fie un fel de... Acum depinde ce vrei să faci. Dacă vrei să faci o comedie care să fie și o satiră, și trebuie să Fii băiat deștept, astfel încât să arunci cu, știi, cu invizoace, dar să nu-i scoți ochii al lui, știi, doar să-l uh, depinde. Nu, nu știu. Da, okay, nu prea, de prea avem. Uh, nu prea avem filme care, știi, să scormonească un pic noile mentalități. Nu prea avem. Dar poate că ar fi gândesc. momentul să apară și asta. Da, vină, Da. Da, nu, nu prea avem da, e o perioadă în care da, nu știu ce să zic, uite de pildă să zicem, monștrii din ce am amintit este unul e, e singurul din cele pe care de care am amintit care e ancorat în ce se întâmplă în acum și scormonește un pic la mentalitățile mm -hmm. de acum, uite dacă e luăm așa, asta ar fi La data la care o să se difuzeze această emisiune, probabil festivalul filmului palestinian se va fi terminat, nu? Da Ok, ce, de, ce a fost de văzut acolo? Da, să știi că aici mi-e foarte greu să-ți povestesc pentru că eu nu mă ocup de... Nu eu fac selecția filmelor. Știu doar că... Uh, da, poate că nu Nu-mi nu dau seama dacă e... Bine. Selecția filmelor e făcută de colegul meu mare Mareș, care e critic de film. Eu mă ocup de, mă rog, discuțiile despre filme cu, cu regizorii care vor veni aici, în, sau, mă rog, oamenii, producători, regizori care vor fi aici. Uh, N-aș putea să-ți spun în momentul ăsta. Știu, era o listă, dar uh, nu știu câte s-au confirmat și să nu spun tâmpenii. Adică era vorba și de uh, filmul lui Elia Suleiman de la Cannes, ar putea să vină, și cred că ăsta a rămas pe, pe listă, dar mai mult nu vă spun că nu, nu știu. Și acolo, da, cum va fi răspund la urmă, cum avem, să zicem, această metehna noastră a filmelor fataliste, și ei nu pot să facă filme decât în contextul ăla. Cam de al, de acolo da, acolo chiar n-ai context în care să... Na, nu prea... Adică anul trecut. Că am, a, am ajuns anul trecut ah. la, la, și m-am uitat la două filme și de la al treilea deja ok. M-am dus și, nu știu... Da, știu. e... N-ai cum, în contextul ăsta... A fost o mică comedioară acolo. De fapt, a fost o... Dar și inclusiv comedii aveau niște reverberații de politică și de situație politică actuală, n aveau cum, dar mă rog, jucată de un tată și un fiu, în realitate, uh, și o poveste de asta, de, de uh, lupta între generații și cum văd tânărul care nu mai stă în uh, Palestina, tatăl care rămâne și nu se înțeleg nici unul pe celălalt. Pe unul de ce pleacă mm -hmm. și unul de ce rămâne, adică la ce bun să mai rămâi în toată nebunia asta și tu cum nu poți să stai ca să salvezi ce mai e de salvat când s-o salva, habar n-am. Conflictul ăsta era tot timpul, dar cu umor făcut, sau mă rog, în fine, cu, cu ceva umor în el. N-ai cum să ai pretenții să ai niște filme senine de acolo, adică foarte complicat. A fost un documentar incredibil făcut, pe care l-am văzut anul trecut, în care se făcea un fel de reconstituire a închisorilor izraeliene în care erau încarcerați palestinieni, a făcut într-o hală, reconstituit unul la unul din mărturile celor care fuseseră în... S-a dat un fel de anunț prin ziare, prin media, nu știu ce, că încearcă să facă un film, dar nu cu foarte multe detalii, că n -aveau, nu mai făceau. Um, și au venit foarte mulți din cei care fuseseră încarcerați, și unii din ei au devenit personaje în film, uh, să zicem, torționari și unii au devenit, mă rog, cei bătuți și supuși unor interogatorii și așa mai departe. Și era, de fapt, un documentar, că tu, de fapt, vedeai o, scenare, o reconstituire a unor situații și între timp, între ele, între situații, vedeai discuțiile între ei, în care ziceau, am dat prea tare, scuză-mă, iau un pic de apă. Dar chiar așa ți s-a întâmplat? Dar mai povestește-ne ce... Dar tu când ai fost acolo... Deci erau momentele de adevărul adevărului, să zic așa, de mărturii pe bune. Foarte interesant făcut. Da, cumplit. Dar cumplit. Înțeles, mă rog, eram într-o discuție cu niște prieteni ne... ne... Ne luase valul că hai să mai facem un film, hai să mai facem un film despre ce facem și am aflat că există în Delta Dunării, undeva, dar îmi scapă cum se numește satul, există un sat care este plin de foști torționari. Unde dacă hmm? te duci acolo și stai nu la știu. vorbe cu ei... sau au adunat acolo? Da, pur și simplu au fost mutați acolo sau ceva de genul. Habar Nimeni nu suflă o vorbă. Iar dacă e te duci să, sa, un... să vorbești cu ei, să uh, se uită foarte bizar la tine și vor face tot posibilul să pleci cât mai repede. Deci este un subiect închis. Și ce se mai întâmplă ce, foarte, ceva foarte ciudat acolo și interesant. Există oameni care au rude în Ucraina. Mm -hmm. Și până să intrăm în Uniunea Europeană, grănicenii mai lăsau să treacă de, de pași, de pildă, de pe o parte pe alta. Acum nu-i mai lasă. Motiv pentru care se duc cu bărcile și petrec la graniță. La, pe apă, da. Acolo își petrec ei Crăciunul. Nu Crăciunul, că Paștele. atunci e Paștele, mm -hmm. da. Ăsta cred că se poate face. ăla adică subiect de documentar, dacă e Solomon, așa. Da, deci subiect de documentar a, ar fi asta pe, pe acestea, ambele planuri. Că dar, e de acolo, cu, e, da. a, amândouă, e vorba de același loc? Da. Dar îmi scapă cum se numește satul. Asta camat, doar dacă atunci când petrec, beau un pic mai mult și încep să povestească despre... Știi acum eu vorbesc cinic despre lucrurile astea, dar da, eu dar e, te foarte te greu, foarte bine, e foarte greu... foarte bine. E foarte da. greu să îi pui în fața camerei să povestească așa ceva, mai ales că se retras acolo. Dar e foarte bizar. N-am n nu, nu știam. Dar ce poveste va. ar fi asta, wow. Ar fi? Da. Nu, nu știam. Foarte interesant. Da, și nici nu cred că o să mai trăiască foarte păi mult, cât, că, că și nu eu mai puristă. sunt. Da, sunt oricum, mare parte din ei, sau mă rog, o bună bucată din ei nu mai sunt. Da. Mm. Periprava. A, ah, periprava, da, mersi. Păi mersi, da, periprava... periprava... Ei, la periprava știu Ia, de, de... Eu am crezut că... Adică vrei să spui că... Da. Bine, asta, eu știu, în urma, în ultimii, cred că șase ani, Marius Oprea este un tip, mă rog, cunoscut care a fost și parte din Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și face săpături arheologice de câțiva ani cu o echipă foarte mică de arheologi istorici și așa mai departe în căutarea celor care au fost îngropați în grob comune și au găsit, inclusiv acum au fost trei sau patru campanii chiar la Periprava. Și eu știu că au discutat cu foarte mulți oameni ai locului nu știam, adică nu n-am Na, discutat foarte profund și nu știu toate poveștile din spatele săpăturilor, dar ei investigează chestiunile astea, inclusiv filmează ceva. Ei își filmează săpăturile și, mă rog, e un document. Și au găsit foarte mulți, sau mă rog, relativ mulți, mulți decedați din înghisoarea de la Periprava în tot felul de, mă rog, spații... Locuși. Da. Au găsit și există rapoartele deja că pe Institut. Pe... De da, de da, sunt foarte mulți. Și e un om care, în fine, e dedicat acestei. A zis că până nu i găsește, mă rog, să găsească cât mai mult posibil. Și acum e perioada în care sapă la Peripra. Acum, de 2-3 ani sapă acolo. Și îi restituie. le face cât o slujbă. Îi restituie familiei, mai, mai mult decât familiei, pentru că știu că el face așastă, acest tip de, de arheologie foarte în fine, e un soi de arheologie. Um, vin familii ale căror străbunici, bunici, bunici au murit pe nu se știe, adică știu că au fost ultima închisoare, a fost la Periprava și dau amănunte. Și ei strâng aceste informații de la familie, de la oamenii din satele astea de pe lângă închisoare și cumva, cumva dau de ei, îi găsesc până la urmă. Cum Dumnezeu îmi fie ajuns. Ne Știi că eu cred în povestea asta că atragem lucruri. Măi, când se întâmplă de astea, ce Dumnezeu facem de la atragem pastea? Că nu e ceva în regulă facem. Uh, vorbești de nenorocirea asta cu... De nenorocire, în general. <laughs> da? <laughs> nu știu să-ți spun. Nu, n-aș vrea să... Adică aici suntem... Uh... E foarte greu de spus. Noi Și nu vreau să vorbesc noi românii, noi, 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 că e foarte periculos și e nedrept de povestit așa. Dar, pe de altă parte, acest sistem a funcționat cu acordul și cu sprijinul oamenilor, nu vreau să zic a tuturor, a diverselor, in, 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 diverselor indivizi, care s-au influențat și care au cedat din diverse motive, care... Unii nici n-au trebuit să fie, uh, cărora n-au trebuit să li se aplice niște, niște mijloace de coerciție care să zică da, care au turnat foarte mult, care e foarte, e un tăvălu complicat aici până la urmă, și psihologic, da, și, și de caracter până la urmă. Astăzi e ziua memoriei mele scurte. Cum îl cheamă pe, pe scriitorul care a scris cartea despre Gulag? Soljeniță. Știu o poveste cu Solgenițen. Uh, el era uh, soldat, era în presia în prima linie, lupta și schimba, cum a ajuns el în Golac, schimba niște scrisori cu un prieten de acasă. Scrisori care treceau, bineînțeles, prin cenzură și el într-o zi s-a trezit să scrie într-o scrisoare că îi se pare o tâmpenie nu știu ce decizia lui Stalin care nu o să ducă la nimic bun și așa mai departe. Motiv pentru care l-au luat de pe front și l-au aruncat în Gulag și toate roile pe care le-a trăit acolo și pe care le descrie în carte. El la un moment dat există acest moment în care își pune această problemă. Băi, cum am ajuns eu în căcatul asta? Ce ceva am făcut. Ceva, eu, nu că sistemul că nu știu ce, că sunt o victimă și așa mai departe, ceea ce oricum era de domeniu evidență, dar ceva eu am făcut neregulă, de am ajuns aici. Și ăla a fost un moment în care cumva și-a schimbat chiar și pă, pă, activitățile lui zilnice și felul de a se raporta la, la, la realitățile din jur și, și a adus până la urmă la eliberarea lui. Um, e foarte greu de spus, mă rog, ăsta e un caz foarte, foarte special și, mă rog, e unul dintre cei mai mari, să zicem, dizidenți, nu știu cum să. Na figurile de dizidență, dar uh, întorcând ne la noi, la, mă rog, la România, e foarte complicat uh, e foarte complicat de discutat, apropo de știi, vor, ziceam Aici. de arest de filmul ăsta și întotdeauna m-am gândit, uh, inclusiv în anii 90 mă gândeam, zic, bă, nene, eu am avut 14 ani la Revoluție, dar dacă eram eu mai mare, mă făceam eu membru de partid, mă duceam eu să torn uh, niște colegi, făceam lucrurile astea, aș fi făcut lucrurile asta. acum, sigur, suntem, putem vorbi, demnitatea, odată ce ai libertate, ai și demn, poți avea, mă rog, ai șansa să ai, să fii demn, deci nu ți se schilodește nimic și atunci ai șansa să te porți moral, cât de moral posibil, dar la întrebarea asta, sigur că acum în democrație sau în fine libertate poți să zici eu n-aș fi făcut chestia asta, n-aș aș fi rezistat, aș fi Habar n-am. Dar pe de altă parte da, știu nici foarte să mulți știi oameni. Ce context, da. Asta vreau să zic. Unu, foarte mulți oameni, foarte mulți, mulți oameni care n-au fost membri de partid, inclusiv din familia mea sau din familia, mă rog, soțului meu, care n-au fost mem membri de partid și nici n-au suferit A din fost cauza doar 4 asta. 4 milioane de membri. Asta uh -huh. ne gândim. Pe de altă parte, oameni, tot din familia mea ca la mine, au fost foarte amestecați. Cel puțin unu a făcut Academia Ștefan Gheorghiu ca să, să, mai urce un pic, să mai, nu știu ce, probabil financiar, nu știu. Dar știi, el ne fost foarte mult oameni ideolog, care au să știi? dea cu subsemnatul, nea, nu neapărat turnând, ci pentru că da. să facă anumite activități, da, s-au întâmplat. Dar puteai asta. să nu le faci, nu poți ai nimic. Pe de altă parte, am tot în familie oameni care au făcut pușcărie. Grea, foarte greu, adică la mine în familie sunt foarte amestecați și atunci mie, nu că mi-e ușor, pot să mă plimb ușor în toată perioada asta sau să, să, să înțeleg mai bine, să zic așa, uh, dar tot nu pot să-mi răspund la întrebarea eu ce-aș fi făcut sau de ce am ajuns în situație, noi ca popor sau în fine, cum am, cum am ajuns atât de mulți să, să fie atât de mulți care să creeze atâta suferință și atâta nenorocire. Unul dintre cele mai amuzante lucruri vine de la un, mă rog, mama unui prieten care lucra în teatru. S-a dus la CNSAS într-o zi și au luat notițele care se spuneau despre ea și care se știau de la cine vine, de la vecina, nu știu care, care scria acolo că copiii ei, mm -hmm. băiat și o fată, ascultau ascultă acasă muzică cu ciripitori. Era Uma Guma, <laughs> exact așa scriam în notă. Ascultă muzică cu ciripită. Da, dar asta este, să zic așa, inocentă, adică e o, o notiță, o, not o notă informativă foarte inocentă, care nu crea mari... Mă rog, sigur că asta însemna că asculta Europa Liberă. Asta era informația, de fapt, nu că... În anul de grație 1990, când aveam 15 ani și testosteron cât casa, mi-am făcut, eu și cu un vecin de bloc, aveam trupă de trash metal și cântam la subsolul blocului și... Mă rog, și ziua mea și ziua lui pica în mai, în o zi după alta. Ok, pot să spun că e importantă data. 12 mai el, 13 mai eu... 20 mai erau alegerile, cu Iliescu, da. Rațiu și Câmpeanu. Iar noi ne-am îmbătat cu vinul tatălui prietenului meu și ne-a dat până cap să îi luăm, avea niște vopsea și există statuia de la Sălăjan cu, cu soldatul care este statuia ridicată în memoria eroilor din primul război mondial și care pe soclu are și patru plăci comemorative. Iar noi atât ne-a dus capul, am luat vopsea roșie și am făcut o zvastică la două Super. noapte. Da, după care ne-au apucat mustrările de conștiință și ne-am dus să o ștergem și n-am reușit cu niște benzină, după care am zis, băi, ca să o ștergem cumva, aruncăm cu vopsea peste și a e și arăta ca o zvastică din care curgea sânge. Nu vrei să știi ce comentarii s-au auzit a doua zi, pentru că erau, era nevroza aia socială cu grupurețe, grupurețe pe stradă, plus la fiecare sfert de oră aveai știri la, la, la TV, care se mai anunța pe înființarea unui nou partid da. politic și nu știu ce. Iar noi tăceam mâlc pentru că lumea era devenisă nerv nevrotică, nervoasă și eventual chiar pusă pe harță, băi, naziși ne mai lipseau. Da, da asta ăștia, unde sunt? Hai să-i să... Da, deci cred că ar trebui cred că ar fi foarte frumos să facem, să, 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 să facă, nu-mi place asta cu să facă, să facem, să facem un film despre poveștile hilare de genul ăsta din, din perioada aia care sunt... anii 90, ani de junglă da, da, de toate da. soiurile și politică și mentală și economică și de toate felurile. E o... Da, e o perioadă, eu țin minte că în perioada aia mă uitam foarte mult la televizor, la toate, inclusiv la... Erau acele ședințe ale CPUN-ului imediat după Revoluție, apoi erau proces, procesul ăsta care fusese B în CC. Bodu, bod... Da. Uh... Bobu. Emil Bobu. Da? Bobu. Da, Emil... da, erau mulți, Stefan Andrei, în fine, erau mulți. Era o perioadă în care citeam foarte multă presă, pentru că mi se părea că trebuie să fiu. da a fost o perioadă foarte bună. Eu cred că noi suntem privilegiați că am fost așa cu, știi, relativ conștienți, 14, nu știu, 13, 14, 15 ani, m-am prins un pic de comunism, n-am dat seama ce înseamnă, inclusiv chestiile astea care ținau de traiul de zi cu zi, adică fric, foame, foame, n-ai să nu zic foame, dar oricum era foarte mare sărăcia. Că mie îmi plăcea când se stingea lumina, pentru că ne dădea drum mai devreme de la școală. Asta adică, da, la... da, ca să... Mirosul ăla de gaz, de buteli, a, ceva, ai lasă, nu vreau să-mi <laughs> aduc aminte, groaznic, groaznic, în fine. Uh, și după aia, tot așa, relativ tineri, am prins, nu, ne-am dat seama cei, ne-am dat seama, nu, ne-am dat seama de nimic, doar am uh, trăit un pic de libertate de asta haotică, după care Avem și a crescut ani, și mai mare. Adică era, na, altfel m-am casat o totuși. Adică da. ceva nostalgie am și cred că dacă stau să mă uit retroactiv la anii 90, mi se, mi se pare o perioadă cu niște posibilități mult mai mari de a face orice decât acum. Da, și mai cred că noi am învățat, sau mie mi se îmi place să cred că am învățat, pentru că am fost așa cu un picior acolo cu unul din coace, în perioada asta 15-18, ani, 20, e că totuși nu, nu înghiți absolut orice, adică ești mai critic, mai uh, suspect. Mai, ești mai suspicios, ai susceptibil, niște susceptibilități, nu le ei de bune pe toate și spui că, da, asta e, asta e democrația, asta e libertatea cu asta, tot ce vine nou e bun, tot ce spune televizorul e adevărat și lucruri de genul ăsta și atunci cred că mi se pare că a fost un privilegiu până la urmă că am avut așa, știi, trecerea asta știi ce exact pare? în adolescență. Grijorător. Mi se pare îngrijorător că, uite, mă duc să iau pe fimea de la școală, da? Văd acolo o, o puzderie de, de femei care majoritatea s-au tuns scurt și sunt vopsite roșcat și au în jur de 60-70 de ani bunici bune. mă! rele. Deci ce e la gura lor, te cu mâinile de cap? Pur și simplu. <sus> și cumva au și același dress code pe care îl aveau pensionarii în 1989, cumva au și același drescot. Numai că mi se pare că sunt infinit mai rei și mai nevrotiști. Da, mă face e... să, să mă gândesc, băi, noi ăștia care avem acum în jur de 40. Băi, n-aș vrea să, 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 să îngroj rândurile nevroticilor la 67. ani. gândește că asta este generația, deci dacă ei au 60, noi 40, este generația părinților noștri. Asta este generația cea mai terfelită. Adică toată tinerețea lor au trăit-o în comunism. S-au obișnuit cu am casă, mașină, liniște, totul e, să zicem, cât de cât, chiar dacă erau membri de partid. Și și nici nu contează asta. tinereța a fost îngrădită în, și pusă în schema asta, după care a venit la 40 de ani sau 35 de ani Revoluția cu toată schimbarea, schimbarea și da. jungla de care ziceam și nu s-au mai. Nu, ce început să aibă? Nu mai a cum să înceapă ceva la 35-40 de ani, și a, a fost așa o bășbuială, continuă, o. Înce -o da, s-au pierdut locuri de muncă. A, despre da. asta e vorba, adică ei sau pentru ei uh, a fost, uh, cred că generația să zicem din sec nu vreau să vorbesc de război. Acum, dar între noi și generația părinților noștri a noastră a fost cea mai uh, să zicem lovită de schimbarea asta. Și cred că de asta și rău, mă rog, nu în răirea asta, nici nu știu cum să-i zic, pe care zici. Mulțumesc mult că ai venit. Și eu mulțumesc că m ai chemat. Și când o salvez pe Michael Gira, spui ah. că am zis eu să ducă să iau un buchet de flori, să-l ducă lui Gerboș și să-și ceară scuze pentru zilele negre pe care i le-a făcut. Eu nu știu dacă o să-i spun asta, sper să ajung să-l cunosc, mi-ar plăcea foarte tare, dar eu cred că a făcut chestia asta. Mitocan. <laughs> ok, mersi că ai venit. Mulțumesc și eu.